Live? Cred că sunt. WhatsApp, da? Da, ca să-i trimit Corinei. Că E avem... Corina pe fir? Corina așteaptă, da, așteaptă să... A, așa. Deocamdată nu se uită nimeni la noi, dar suntem live, nu? Ești live? Am scris aici. 17 secunde. Dăm să intre cineva, oricine. Dăm link, uite, mi-a și scris acum. Băi, simte, mă! Urmă de energie. Da, comunicăm și telepatic. Ai dat tu? Imediat. Okay. Și practic, intrăm pe MaxBet, ne ducem în dreapta. Și vom căuta un joc, nu? Încă nu ne vede nimeni, ceea ce mi se pare dubios. Arată... Se vede mesajul cu hello cum trebuie? Unde văd asta? Pe chat. Nu apare nimic. Acum se uită 5 oameni la noi, în schimb. Mi pare că sunt 5 oameni care se uită, dar nu văd niciun hello pe live chat. Sper te auzi. Mă aude cineva din multitudinea de 5 oameni care mă privește? Mă aud? Viorel, asistă. Mă aud, ok. Prima întrebare. Unde e Ana? Unde e Ana, evident, da. Unde e Ana? Salutare. Așa, a, da, acum vorbești tu. Dă-mi și mie link, te rog, să trimit și eu oamenilor. Mă părăsi. După ce îmi dai link. Ce jucăm în seara asta? Dacă încep tot cu vreo nenorocire de aia ca seara trecută, abia acum am sunet. Cineva ne-a dat like, mă. Cosmin. Cosmin ne-a dat like. Și apropo, vezi că acum văd cine scrie pe live chat. Da, super. Adică e un mare improvement faptul că pot să le spun oamenilor pe nume. Mi-a mai dat cineva like. Eu mă simt așa, știi, trebuie de să fac ceva vântă. Când primesc like, dar nu, eu vreau, ce vreau, share vreau, nu? Vreau share da, ca să fie mulți oameni, mi-mi place cu mulți. Dat. Mi-am, mi-ai dat link, stai că o să intre și Corina și o să fim mai mulți cu unul. Adică altceva. Să vezi nebunie. Ea și scrie. Bă, și în seara asta trebuie. Cu ce încep? Spune-mi cu ce încep să încep cu ceva frumos. Cu ce vrei tu? Cu ce vreau eu? Nu să mai zic, tot am zis și numai boacă ne-am zis la jocuri. Ok. Deci dacă încep cu ce vreau eu, stai așa. Doamne, cum arată mizeria asta. Vezi, e primul acolo, sweet, nici nu-i pronunț numele, că poartă ghinion. 10 oameni. Hai cu capitanul. Cine capitanul? Capitanul. Capitanul, care capitanul? Ajutați-mă un pic cu care capitan. Dar dacă aveți vreo sugestie, eu încă nu m-am hotărât ce m-aș juca. Aș începe cu ăla cu care am câștigat data trecută. Care era? Cu trifoiul. Jocul cu trifoi. 40 Burning Hot. Da. Hm? Sau ceva care are și specială. Ceva care are specială. Păi ăla de la Neten, Divine Fortune, nu. Să nu audă Bonzana, vă rog din suflet, Bonanza ăsta, nu, nu, este ceva mai păguboz de atât n-am văzut. A fost primul meu joc pe care l-am jucat alături de Slots Calendar, pentru că eu de felul meu mă joc alte jocuri pe bani. Dar Captain Ventura, hai mă să încercăm ăsta că nu știu ce e. Bună, Eduard! Deci mi-a făcut și un compliment chiar. Băi, dați-vă și voi ăștia 11 oameni care sunteți aici lângă mine share ca să se dubleze numărul. Care a fost numărul maxim de oameni care s-au uitat? Să batem un record. Am primit 30 de like-uri, 32 de like-uri data trecută. Așa. Și... Nu cu mine, all time de când faci nu, tu asta. Nu, a trecut, bine. Bine trecut, deci 32 de like-uri. Haideți să like-uri facem măcar 35, că mie îmi place să fiu și number cred one. Că aveam vreo... 40? Ăștia aceeași timp de viewer și nu mai știu exact. Hai să obținem un cât să obținem? Sărim la 100. A, și eu tot la 100 m-am share, gândit, da. Dacă mă ajutați și pe mine cu un share, eu sunt obișnuită să cerșesc, nu mă simt prost, pot să vă spun într-una, dați și voi un like și un share, dacă vă lasă sufletul, e gratis. Plus că eu sunt și drăguță și o să tot fac chestia asta, că mi se pare că nu e pe mijloc. Așa. Captain Ventura, hai să căutăm treaba asta.
Mergem pe mâna... Pe mâna... Iurianec ceva. Atât văd, Iurianec. Tu vezi mai mult? Iurianec. Doar fără văd și eu. E numele de tăiat. Ok, e mergem prea, pe mâna lui Iuria. Prea mult nume. Prea mult nume, prea lung. Măcar la nume să... Și... Că... Cineva mi-a mai dat like! Viorel, ăsta ești tu. Mi-ai dat? Nu? Nu recunoști nimic? Bună seara, dragi tovarăși. This is Cat. Și ceva, că e cu puncte-puncte. La noi totul e cu puncte-puncte. Captain Ventura, hai să, că eu pot să vorbesc mult și în timp ce mă joc. Are speciale ăsta? Uite ce frumos e limba. Deci... Să știi că da, și mie mi se întâmplă câteodată să mă consider foarte urâtă, dar nu văd de ce asta ar fi o problemă pentru tine și nu pentru mine. Bun. Ne jucăm pe 4 de-asta, nu? Eu mor acum cu oameni, stai că mă, sunt 15 lei fără să vreau. Pe 4 lei, pe 5 lei? Pe 5 lei ne jucăm Captain Ventura, nu? Uite, mi-a și răspuns Iuria că are. Deci are specială, specială da. Bănuiesc că atunci când îmi dă 3 scatter de-astea sau... Hai să ne uităm la info, nu. Hai să ne jucăm, că... Poate îmi spune tot Iuria. A luat 75 de lei la prima mână! Bine! 3 ce? Pe Remus o să-l ignorăm de acum înainte, până când își revine un pic cu... Nu știu pe Remus cu noi? Nu, dar are niște întrebări cretine și nu încurajăm. Nu trebuie să-i dăm bloc, putem să-l lăsăm să crească acolo numărul, pot să-l mai iau eu la mișto din când în când, dar... Eu nu prea înțeleg. Deci am pornit cu... Ok, hai să ne liniștim un pic, eu joc pe 50 de lei aici. Opa! Da, nu înțelegeam, zic, mă, cum am pornit cu 10 milioane, am câștigat 75 de lei și acum am 925, ăsta mi-a luat în loc să mi-i dea. Eu am dat bet per line, abia acum joc pe 5 lei, m-am bucurat aiurea. 3 timone, trebuie să-mi dea 3 timone, nu știu dacă mi-a dat vreuna ca să știu cum arată. Deci m-am bucurat aiurea. Mă aud eu în ăla. Nu e panică. Ce voce am. Urâtă, cum ar spune Remus. Băine. Timone bănuiesc că e bărbatul ăsta care înseamnă că e frumușel, nu? Nu, bine că m-am... Tu le-ai zis că mai dădeam 10 mâini și nu aveam bani. Și eu nu înțelegeam să-mi dam, am prins repede totul. Am câștigat un leu. A, altceva. A. Bine. Da, a, chiar tu e în partea asta. Am deja bloc? Nu, cum? De ce să ai bloc? Doamne ferește! Am spus, noi te ținem aici, că poate la un moment dat îți revii. Eu cel puțin... Hai, vezi, am luat mâna pe care data trecută lăsăm 75 de lei, dar ea valorează 7,5 ron. Popii îmi dau 5 lei. Răzvan, salutare și la mulți ani. Cine este Răzvan? Răzvan. La mulți ani Răzvan, da. Ocazia lui Moșu. Chiar ați putea să fiți un pic mai... mai activ și voi pe chat. Măcar ai ceva fain la vedere. Ce drăguț. Uite, vezi, ți-am zis, eu cred în faptul că oamenii își revin cu timpul. Când văd că nu funcționează o abordare, vor încerca o altă. Pentru că tuturor ne place să primim atenție. Uh,
și fac pe moderatorul de pe afară. De la 4 bărboși, de ceea ce nu se întâmplă nimic nici la acest joc, dar nu mă, numai că trebuie să... Am mai luat 7,50 lei. Of! Mi-a dat 2 de ăștia, nu că-mi dea 3. Ce ați primit de Moș Nicolae? Chiar mai sărbătoare, poate să mai dar nici... Aparatele, poate să mai dar nici. Moșul aparatelor. Da, moșul aparatelor. În testăria 7,50 lei scrie pe noi. Și sunetul ăla pe care l-aud, așa din când este de... Da, câte grade este afară? Că eu vreau să știu cât de frig este afară. Figurez bine, erau vreo 3 grade, poate 4 grade mai avea mașina. 4 grade? Cred că da. A, deci chiar e friguț. Băi, deci face ca toate alea la 2 lei. M-am și speriat că n-am fost atent o secundă, zic că acum s-a întâmplat minune, am mai luat un loc. Și încă 5 lei. Și avem 22, a venit moșul la tine sau e lângă tine. Remus, așa cum ai sesizat, stai că am luat 12 lei 50, această mână e cel mai mare câștig pe betul de 5 lei de până acum. Așa cum ai sesizat singur, sunt prea urâtă pentru a avea chiar și un moș. Motiv pentru care nu am. Dar, de Moș Nicolae am primit Call of Duty Cold War, dezamăgitor joc. Da, mă, dar ai primit ceva, Redo. Adică, gândește că sunt oameni printre care și eu care n-au primit nimic. Dar poate îmi da aparate. Poate îmi fac un cadou singură. Mai dă-mă măcar un skater. Nu. Poate îmi fac un cadou singurică. Bine, și minus 1000 de lei în cont e tot un cadou. Pe care mi-l fac tot singurică. Ajustăm puțin din 11 lei! Dacă ajungem la cât? La 800 mă gândesc, nu? Stam la... Scuze-mă, la 700. Stam la 700, nu vreau să te întreb cu cât ești tu în urmă, adică să nu... Captain Ventura ăsta este un fel de Bonzana, dar cu alte imagini. Hai o linie de căp. Sunt schetele alea în formă de cârmă. Păi da, dar nu vin. Am primit, am fost propriu moș, am făcut 60 de euro să dispară ca primărgie din card. Watch me! Adică stai să vezi ce pot eu să fac cu 200 de euro. 220 de euro. Păi da, mă, dar vin doar câte două, adică nu... Au astea legate între ele două câte două. Cine e lângă mine? Lângă mine este Viorel, cel care mă învață cum să utilizez toată aparatura de aici, astfel încât într-un viitor, nu știu cât de apropiat, să pot să fac asta singură, știi, să nu mai am nevoie de om în stânga. Să nu cereți să-l vedeți la cameră, că nu se arată. Nimic. Tu câți bani am la tine în balanță acolo? 7,54. Sunt mai jos un pic. Nu se putea mai sus un pic? Aș fi vrut, îți dai seama. Dar unde o fi prietena mea Corina? Ce nu intră, că mi-a cerut link-ul și nu aud zicând nimic. Încă 2,50 lei. Rezistă să stea în fața ta. Aici, având în vedere modul în care noi am început să relaționăm rare și eu cu tine, Remus, iartă-mă, uite, vezi? După ce căsurâtă, nici memoria nu stau foarte bine. Nu știu dacă este o întrebare... Viorel este în spatele camerei, exact, dar am cameraman, asistent.
Nu știu dacă rezistă să stea în fața mea. Ce ai vrut să spui? Dezvoltă, ca să vedem dacă te mai bag sau nu-mi seamă. Ok, hai să jucăm pe 4 lei, că cu asta nu-i place. Asta este și un fel de te anunț pe tine, Viorel, indirect. Termină distracția rapidă. Avem 700 de lei în cont. A, ca să răspund la întrebare, afară în Brăila avem un grad. Sunteți bine? Nu-mi place nici jocul ăsta, eu încep să... Nu. Nu știu dacă jocul nu-mi place sau ghinionul meu nu-mi place. Doamne ferește! Trebuia să începem cu ăla cu trifoiul totuși. Eu mai joc doar 4 mâini. Să schimbăm. Asta v-am să zic. Nu, e prea pagubă. Ultimul câștig la bet de 4 lei a fost acum 6 mâini și am câștigat 0,80 de bani. Adică... Ok, hai că nu. A fost o idee de luat în calcul și de ținut cont pe viitor. Uite, nu vrei să ne jucăm un ăsta recomandat de oameni ăștia de la MaxBet? De ce le-o recomanda ei? The Fortune Pig, de exemplu, e cu porci. Trebuie să încercăm. Cine l-a făcut pe ăla? Neten sau cine? SoftBet. SoftBet. Hai să vedem ce fie ăla, nu? Așa, să nu uit să vă spun că o să avem și niște extragere astă seară, cum scrie și în titlu. Eu zic ca să nu riscăm să terminăm stream-ul prematur. Să dăm un premiu deja? Nu, să dăm un premiu mai mică puțin ca să mai tragem de timp. Până vine un premiu okay. Sau mai mare, știi? Un câștig ceva. Păi da, dar cu cât betul e mai mic, cu atât și câștigul va fi mai mic. Da, okay. Dar poate... Ok. Stai că am intrat la porci ăștia, că poate poartă noroc porci. Sunt LOL Relay pe Instagram. Și betul, stai să vedem, betul e de 1,50 lei, nu, 25, băi, stai mă. Dăm aici, total bet 1,50 lei, hai să jucăm pe 3 lei, ha? Hai să dăm pe 3 până la 500 și pe aia îl coborâm la 2. Dar poate nu coborâm, poate, poate că da, poate avem... Trebuie să gândim pozitiv, nu? Așa, aici nu știm ce trebuie să ne dea, ca să știți, dar măcar e mult mai colorat. Mă, nene, coin value e 0,12 lei, eu pe cât pariez, de fapt? Nu ți-a apărut acolo bet-ul de sub? Ba da, bet 3 lei, ok, dar nu știu ce e aia cu coin value. Pentru că și ei calculează monede și moneda are o valoare. Aha. El a prins la capitan din greșeală pe 50 de lei bet. Salut, Redo, Anușca mea nu e pe aici? Nu este aici, Anușca, astă seară mă aveți doar pe mine. Uite, nu. Am vrut să mă bucur că mi-a dat 3 tobe, dar aici mai se întâmplă ceva, dar de fapt se pare că au plătit cele 4 dame. A, e, și asta e cu bănuți. Vezi, îmi dă... Nu știu dacă... Nu. Îmi dă săculeț cu bănuți. Uite, acum chiar mi-a dat... Da, e foarte greu să mă prind ce bani câștig. Sau de ce a făcut treaba aia dacă n-am câștigat nimic? Și mi-a dat 3 de ăștia. 40 ce? A, 4,80 am câștigat cu ăsta. Ok. Așa, vezi ce ziceam cu bănuț, cu porci, cu... Mai dă-mă ceva. N-a dat nimic. N-a vrut. Dar nici nu știu ce trebuia să-mi dea ca să mă bucur. Da, poate să pui info-ul acolo, să vedem și să ne prindem, nu? Ia, să vedem info. Dacă îmi dă 5 porci, câștig 500. Dacă îmi dă 3 scatter, 8 free spins, 5 săculeți, money bags, trigger, cash, free spins. Adică... Cred că special e la săculeți. Dacă îți la 5? La 5 săculeți sau mai mult. Am înțeles. Și nu, speciala e la scatter. Că îmi dă la 8... scatter? Da, îmi dă 8 jocuri gratis la scatter. Ok. Hai, poate apucăm să vedem live cum se câștigă. Live cum se câștigă, da. Asta cu porc.
Mi-a dat două schetere de alea și s-a făcut mare așa pe ecran ceva. Mă, sunt eu pagubă sau chiar nu dă nimic? Uite, iar îmi dă bănuți, scheter și deci nimic. Dragonul e scheter. Da, dragonul este scheter. Și porcii ieri am uitat ce fac, dar nu mai contează. Mi-a dat ceva 15, adică mă le 80, am înțeles, ceva deosebit. Nici n-am înțeles cum plătește exact, ăștia nu erau în ordine să-i văd eu. Mi-a dat 15 lei că, avea, că am 2 porci, nu știu, bă, e complicat. 2 porci cu ceva, adică n-au fost nici 3. O să vezi că am și oprit un pic la linia aia să analizăm. Dar bă, Cătălin, ce s-a adus moșul? Pe mine? Da. Lorelai, nu mi-ai răspuns la întrebare, ce s-a adus moșul? Absolut nimic. Nimic. Poate-ți recuperez banii de pe joc. Asta, din cum decurge situația, slabe șanse. Unde o fi norocul ăla? Bă, nu știu. La mine, dar niciodată să nu spui niciodată, încă am șanse. Sperie să culețe ea. Cineva și-a cumpărat, din cei care se uită la noi acum, cineva și-a cumpărat un joc. De Moș Nicolae singur. Și restul n-a mai primit nimeni nimic? Câți porci ai avut la viața ta? Mai mult decât îmi dă jocul ăsta, să știi. Uite, da, a sosit momentul în care... Mi-a dat 3 porci degeaba. A sosit momentul în care mi-aș dori niște porci. Nu, trebuie să mănânc ceva. Bomboane. Cred că e o idee. Nu se poate. Am pierdut jumătate din bani, adică... În... Ești acum 500? Nu, 570, dar oricum, puțin. Mă scuzați un pic. Trebuie să îmi cresc glicemia la loc, că nu se poate. Așa. Jimmy, n-ai voie că s-ar putea să te înveți. Ce să spunem, Redo? Ce să punem? Nu știu dacă l-ați auzit, dar a vorbit. Vrei bomboană? Da, te rog. Doamne, cât de bune sunt. Mersi. Acum se îndulcește și situația. Am luat 1,20 lei deja. La 500 de lei îl schimbăm și pe ăsta. Suntem de acord? Două, nu? Băi, dar nici măcar câștiguri tale așa la mișto. Băi, da. Hai cu share-ul, băieți, să vină... Da, da, cred că de asta, n-am share-ul. Nu mi-a dat nimeni share, nu? Că să-ți dau un pahar de vin roșu, n-am. A dat de ăla! Ce era? A dat speciala? Niște de aia. Da. Dragonii? Mhm. Hai să recuperăm. Stai că am emoții, vreau să mă bucur un pic. Te-am zis că dacă mănânc bomboane de-astea se întâmplă ceva, uite. La prima mână gratuită... N-am găsit la nimic! Wow! La a doua am luat 5 bănuți. Da, câte sunt? Adică 60 de bani. 8 cu totul. Băi, nu, n-ai, de jur este bătaie de joc în ultimul hal. Hai, gata, gata, acum e bine de tot. Ce e bine de tot? Nu? Am luat 25 de dăia, adică 2 lei. Adică 5 lei. Nu, 2,
Mai am un spin, yes, asta. Și cât ai câștigat? 9,60 lei. Vorbesc serios? Mă jur, 9,60 lei. Hai schimbăm jocul. Hai schimbăm jocul. Hai ne punem pe 2 lei, că presim că terminăm mai repede decât am început. Te-am speriat, a? Ce ți s-a părut ție că ar putea? Te încep să regreți? Sunt bonanza. Nu. Hai cu ce ne jucăm, pe bune. Eu nu mai aleg. Nu, gata. Alegeți voi. TGT-ul, iau ce spune Redo. Ce să jucăm de la TGT? Păi de acolo știu așa, știu pe ăla cu Shining Crown. Îmi mai greu cumva, nu mai am. Ultima oară cu Burning Hot. Și cam atâta știu. Merită să revii la el, apropo, ești tare frumos în seara asta. Mulțumesc frumos, Adrian. Doamne, a fost cineva drăguț. Să nu văd de ochi. Îmi dai și tu un share? Vezi, mă, cerșător, a primit compliment, a sărit pe om. Să mergem pe Shining Crown ăsta? Și că nu trebuie să ne grăbim, că banii avem puțin. Și asta e adevărat. Nu știu, dă mai multe premii azi, probabil, știi, mai trage de timp, că îmi pare să fie seara noastră. Pe asta de 10 linii? Da, ăla cu corana aia roșie, cu 10 linii, cred că ta e. Asta e, mă, poate ești un norocos. N-aș băga mâna foc în direcția asta, dar uite-mă acum. Da, lumea e plecată. Dar uite-mă acum, aici chiar o să fie ok, că se asortează coroana cu bruza ta, aia roșu, asta. Aia, stai că iar nu stă egal. Șeptarii. Cum, mă? Așa. Pe tu de 2 lei, da? Da. N-avem sunet, stai să dăm sunet. Și dăm pe autoplay. Aici nu mai știu iarăși ce trebuie să-mi dea. Aici trebuie să-ți dea 3 în linie. Șeptarii sunt cei mai valoroși. După aia mi se pare că sunt... Aia pe care nu i-am văzut eu niciodată, da, nu? Lucoței, pepenii... Și nu mai știu. Și special, uite, mi-a dat coroană, dar asta ce se întâmplă? Coroană de la care se... adică practic am și reșe. Dar tot e bine, am 12 lei față de restul jocurilor. Ia, Burning Hot, Shining Crown, Flaming Hot, 100 de linii, 40 hot in cash, e bun când plătește. Și gata, Shining Crown. Da, după aia uite să luăm în calcul pe ăsta cu 40 hot in cash. Vedem cum e, da. Aha. Că înțeleg că nu știu de la cine e. Redo. Redo, de la cine e ăsta 40 in hot in cash? Scuze-mă, de la EGT. De la EGT? Da. El spune acolo care sunt jocurile EGT-ului. Cam... Am luat niște struguri. Oble. Măcar parcă din când în când mai au ceva. Acum când se aude, când se întinde corona aia, nu... Da, zici că... Acum, măcar recuperez banii. Ia uite, vreau să-mi aprind Icos-ul cu bricheta. Da. Mama, cine, ce s-a întâmplat? Cineva a dat și... Adrian a dat și share, mă, după ce mi-a zis că sunt frumoasă. Mulțumesc frumos, Adrian! Să-i dăm like aici la mesaje. Unde ești, Adriane? E, te-a dat 2 șeptari, dar au scos sunet. Dar sunt foarte puțini oameni care se uită la noi. Păi, și duminică. E și duminică și mai e și Moș Nicolae, știu. Mama, mi-a dat 2 wilduri degeaba așa. Te-am luat 34 de lei. Și da, mă, ar fi putut totul să le conecteze și el cu ceva, cu niște șeptari, dacă ai zis că ea sunt. Bună, o seară frumoasă, la fel ca tine să fie. Mulțumesc, Dani Daniel. Mi-a urat și ți-a zis și ție salut. Cred că tu ești. Pe tine te salută, nu ești, da, tu, da, Sloț? Dani lucrează la o pizzerie. Da. Ne-a făcut poftă vineri de pizza. Aolo. Și am vrut să comand sâmbătă dimineață pizza, dar n-au livrat la mine. De ce? Altă parte. Nu livrau, nu apărea pe Glovo în zona mea. Ia uite de astea. Mi-a dat 2 rânduri de coroane și... Mi-a plătit 6 lei. Bă, când vrea să te ia la mișto, te și ia, adică nu... Da,
mâine comandăm pizza de la el. Da? Dar da. Cum se numește pizzeria lui? Îți face reclamă, că se uite 11 oameni la noi. Pizza Bonita. Bonita? Da. Așa. Chiar arăta foarte bine. Arătau bine pozele cu pizza de pe site. Ferească Dumnezeu dacă am văzut așa. Mi-a dat $3 de aia, adică 10 lei. Vreau să spun că ne-a dat Adrian share și din 16 ani pe care îi aveam, acum am ajuns la 11. Merge pe invers share-ul ăsta sau ceva. În schimb, suntem la jumătatea banilor, ne ține jumătatea banilor jocul ăsta. E răspunsul, dacă nu ți-a părat pe grup. Da, da. Oamenii de Moș Nicolae fac dragoste, sărbătoresc, fac niște treburi. Nu se uită la noi când ne jucăm, uite, sau 14 la loc. Aș vrea să o sun pe Corina, să, că poate de asta am ghinion, să întreb de ce nu este pe live-ul meu. Scuzați o secundă, o prietenă care... În ce zonă răspunde eu, Daniel? Acum o să fie. Băi, nene, nu te uiți la mine? Aolo, păi mă pierzi, că eu nu o să stau mult, că pierd banii repede. Hai, te pup. Nu se vede că are un pic de treabă, deci... Mai bine stăm pe locul până apare Corina. O să vadă aici balanța triplă. Jimmy, ușor cu priza. Hai sus. Am mai luat un leu, 2 lei chiar. Dar m-am dus sub 500 de lei, ok. Cireșe! Sigur nu ai vreo manevră cu oamenii ăștia la pierdut bani? Ba da, le-am zis, băi, hai dacă nu pot un mare 3 luați. La modul serios, că nu se poate așa ceva. M-am mai jucat și eu, liniștită, pe telefon. Și nu pierdeam cu viteza asta. Băi, eu sper să vină și unul de la în care nu mai pierdem, că nu e fan așa. Adică... Cred că tu norocul tău la Ana, când era să ia premiul la mare. Păi nu, dacă era să ia și nu l-a luat, na, nu se numește că a avut noroc. Aproape. Se numește că a avut tot ghinion. Mi-a dat un șeptar, 6 lei. Deci, mi se pare că nici Shining Crown nu e pe treaba asta seară. Să mă arăsăm până la 400. Cât de acum cont? 458. Vezi că ne jucăm de 33 de minute. N-o să mai avem pe ce să ne jucăm. Eu nu mă împrumut de bani pentru păcănel. Foarte bine, dar nici nu trebuie. Dar noi încurajăm jucatul responsabil. Te mi-a dat 11 lămâi, probabil 20 de lei, hai că încep să le învăț. 14. Eram aproape să nimeresc cât au fost lămâile astea. Aproape să-mi dea 10 lei. Mie îmi place să mă uit la tine, Lore. Bagă 40 Burning Hot, poate câștigi acolo. Să știi că da, nici ori n-a stat până la 400. În ăsta îl simt așa, aș mai sta fix o mână. Ok, la 450 mă duc pe Burning Hot. Stai că nu l-am oprit, oprește-te, mă. Uite că tot m-a mai ars de 2 mâini. M-a mai dat 2 mâini și n-a dat nimic. Burning Hot. Sau mai încerc până de 40 de lei ăla Dice, dar hai cu Burning Hot. Burning Hot ăla de 100 de linii, nu, de 40 de linii era ăla decent. Nu? Plus că Dani a zis ăsta de 40 de linii, okay, deci ăsta rămâne. Și mi se vede doar ciuful. Bine, o să te vadă. Uite, și ea a apărut direct cu ăsta aici. Tot pe 2 lei și tot pe autoplay. A, și să-i dăm și sunet, stai. Sunet. Ia. Mă gândesc, stau cu zâmbetul, pe buze poate să întâmplă ceva. Aici o să fie plata aia, o să vezi, să te audă milostivul. Și să ai dreptate. Momentan am câștigat 50 de bani.
A început... Promițător, adică... Promițător, da, spune, nu? La 10 lei mi-a dat 50 de bani. Lasă că dacă rămânem fără bani, știi, ca să stau totuși cu oameni, niște 17... Ia, stai că a făcut o treabă cu niște struguri, cu niște prune, 75 de lei. Oho, oho, pe altceva. Pe miză de 2 lei. De snack eram pe 5 lei cât luam? Da? Aproape 2 milioane. 10, 15 x, nu? Nu, nu, 15 x, nu. 30, 35, așa. 2 milioane luam. Da. Portocale, eram aproape de tablou dacă mai dădea alte 5 figurine afară de asta. Dar am luat 16 lei 50. Da, în cazul în care rămânem fără bani, am table. Și o să joc table cu Viorel ca să stăm 2 ore, cum ne-am propus. Știi, și te pun aici și jucăm table, că... Auzi, mă întreabă Remus, spune că nu te găsește pe Instagram. Te-ai trimit pe Instagram, da, 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 sigur. Mesaj. Da. Însă trebuie să avertizez că am prostul obicei. Stai puțin, 40 de lei să fie primit. Am prost obicei de a nu răspunde la mesaje. Pentru că... În mod surprinzător, primesc foarte multe. Așa. Haide mă că ne-am ridicat de la 430 la 500 și ceva. Iartă-mă, iubirea mea. Stai că era să lovesc câinele. Stai că ocolește, el e deștept, mă. Îmi era și niște cireșe. Ne reprofilăm, Dani. Știu și eu tablă. Hai să jucăm online. Da, stai că deocamdată l-ai nimerit bine pe joc, Dani, astfel încât ne-a mai crescut un pic speranțele de a mai juca un pic. Mi-a dat 6 lei. Deci eu înțeleg că aici nu numai șoptarii sunt foarte importanți, ci și ideea de tablou ar fi o chestie tare, nu? Se-i da, dacă îți dă tot ecranul același simbol. Sunt șmecheră. Combinație combinatoare. Bine, eu sunt șmecheră oricum, da, Jimmy, știu. Stai cum mă joc și că de 60 de minute, el nu știe. Mi-a dat 2 linii de wild, deci clopoței și dăștea 25 de lei. Clopoței și prune. 536 de lei până acum. Eu sunt șmecheră și fără să-mi dea tablou, dar m-a simțit mai bine dacă mi-ar da. Mi-a dat 2 lei pe 2 șeptari. Mi-a dat o aia, dar mi l-a dat. Uite, acum mi-a mai dat unul, dar n-are ce să-l lege. Minunat. Dar sunt ceva șeptare aici. Dacă prind spanul de pepen sau struguri, sunt 800 de lei. Ia uzi. Uh-huh. Adică aș depăși suma cu care am început. Da. Și ar fi pentru prima oară din cele două dăți în care am jucat noi împreună. Am așa un feeling că al treilea e cu noroc. Și eu zic al treilea, când, trebuie să fii când o să am și birou, nu? Și o să mă văd mai bine, nu de, mă rog, adică o să arăt mai bine. Dacă nu răspunzi pe Insta, dă WhatsApp-ul. Îți dai seama că nici nu se pune problema, Remus, nu? Dar totuși îmi place modul în care te-ai reprofilat, de la Doamne ce urâtă ești, la dăm totuși ceva să vorbesc cu tine. E o chestie cu care sunt obișnuită. Mi-a dat 7777. 20 de lei. Acum apare și la mine ce? Da, nu te panica. Dar în schimb, dacă mai era o linie înainte de linia aia de wild, sper să vezi ce s-ar fi putut întâmpla. Păi, dar ia, hai să comunicăm cu oamenii care sunt la noi. Remus, poți, te rog, din suflet să-mi oferi un motiv pentru care eu mi-aș dori să îți dau WhatsApp-ul meu? Sunt curioasă. Adică, ce... Ce pui tu pe masă? Ia! Mi-a dat mulți de ăștia. 26 de lei, dar arăta frumos. Mări? Înțeleg, dar nu că suntem bine, suntem... Jocul ăsta suntem ok. Ah, eram aproape să ne mai plătească ceva. Ne-a mai dat niște ceva. Ah, bun, 43 de lei. Băi, ăsta a dat și data trecută, bine. Știi? Jocul ăsta e chiar drăguț. Hai să mai iau o bomboană. Deci Remus spune că bea bere. Ok, e un început foarte bun. Stai să mănânc.
Nu știu mulți oameni care beau bere, deci asta te face oarecum și special. Da. Tot mai întrebe ceva. Cine zice că nu ești frumoasă? Ești cea mai frumoasă, mulțumesc, Dani. Uite, vezi, Dani măcar știe să fac o femeie să zâmbească, indiferent dacă minte sau nu. Magia cuvintelor. Mhm. Mă zici că îi costă ceva să fie drăguți. Nu-i costă nimic și mai au și eu ocazia să fie luați în seamă. Nu înțeleg. Ăsta n-a mai plătit de când a dat 43 de lei. Mi se pare că au trecut niște minute. Nu, cred că trebuie să fumez o țigară normal. M-a speriat muzica asta, de ce pornește așa doar pe deodată? Ai câștigat ceva inițial când am auzit. A dat careva like sau share sau... A, da, share, mulțumim! Băi, mă, ok, pierdem la aparate, dar măcar să strâng și eu 50 de oameni să... Uite, mi-a dat niște de-astea cireșe, bănuiesc că nu foarte mulți bani, dar să fie primit. Dați și voi share acolo, uite, Remus își recunoaște vina, spune că recunoaște că el a zis căsătorit. Și Dani spune că el nu minte și eu îl cred. Să facem și noi, adică măcar pe o parte să am un câștig. Știți ce zic? Să am câștigul că au fost mai mulți oameni decât au fost vreodată. Bani înțeleg că nu sunt mai mulți decât au fost, dar oameni, așa oameni. Oameni, oameni să fie mai mulți decât au fost. Eu nu că zic, dar simpatică, vă cum eu, puteți să vă uitați și plus că și dacă nu mă haliți foarte tare, puteți să vă bucurați de cum pierd. Este win-win, oricum ați dau. Da, Jimmy. Nu, trebuie să... Asta ziceam că trebuie să fumez o țigară normală, să vezi cum să schimbă situația. Eu mă tot agăs de tot ce se poate. Însă, ce este de remarcat la acest joc, este faptul că... Da, haide să mai aud melodia aia de share. Faptul că mă ține peste 500 de lei în continuare. Adică, de bun simț. E de treabă. Da. Cu asta trebuia să începem, eu am simțit că cu asta trebuie să începem. Am zis să începem cu ăla cu care... Că am fi fost pe plus încă. Ce vremuri, încă n-am pe 1000 de lei. Ce vremuri, da, am pornit cu 1000 de lei acum 30 de minute, adică nu... Și eu nu-mi schimb ideea. Păi, Remus. Atunci, eu nu știu cum să te interpretez, dragul. Patru lămâi. Deci, cum ar veni, tu susții în continuare căsătorită, dar ai vrea neapărat să îți dau WhatsApp-ul meu, că Instagram-ul înțeles că nu o să-ți răspund. Care-i fetiș? La curutele. Poate. Aș putea să... Uite, stai că avem 25 de oameni. Și 4 prune și cu 3 prune, 7 lei. Am putea ține și cursuri de educare a speciei masculine. Nu de asta, asta acreditată, deci tot dreptul să vă explic cum ar trebui să... Nu numai bărbații, dacă intră Corina, pot să-i dau și ei niște sfaturi. Chiar există vreo femeie care se uită acum la... Uite și Cosmi mi-a zis sexy, bă, și eu n-am văzut. Cosmi, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Există vreo femeie aici? Să zicem în afara mea. Ce voiam să zic? Da, voiam să spun că nu există noțiunea de urât și frumos, că s-a demonstrat de mult timp că ceea ce mie mi se poate părea frumos, ție ți se poate părea urât, Remus, și invers. Și atunci, fiind o chestie subiectivă, este aberant să o punem cu o etichetă generală asupra cuiva. Eram aproape să iau 5 lămâi, dar m-a întrerupt o cireaș. O cireașă frumoasă, de altfel, sau urâtă pentru că mi-a stricat tablou. Uite, Iacobo zice da, ca și când ar fi femeie, ar fi tare. Și Cosmin zice sănătate și noroc. Iacobini Alina Mirabela. A, eu văd doar Iacobo. Da, este Alina Mirabela. Deci avem o femeie care se uită la mine și o fac ca handicapata. Am nevoie un pic de suport împotriva bărbaților care numesc femeile urâte. Am sau nu dreptate cu ce am spus mai devreme, Alina?
Bine, la Remus este clar, a demonstrat-o singur. Nu mai sări așa că sar și bijuteriile. Sunt convinsă că nu v-ar părea foarte rău dacă asta s-ar întâmpla. Adică vă mulțumesc pentru grijă, dar nu, nu se va întâmpla și pot să sar mult și bine că nu sare nimic. Știu cu ce am de-a face. Însă, Remus, ți s-a răspuns mai devreme, mai există o domnișoară, se numește Alina și este alături de noi. Stai puțin că pierd aici rândul de pe chat. Ce? Am zis că ești sexy, bravo, bravo, ești foarte sexy. Mulțumesc, Cosmi. Hai la 450 și... Stai că s-a întâmplat ceva când citeam. 35 de lei. Hai la 450 să schimbă la Hat & Cash. Salutare, baftă. Mulțumesc la că tu zi tu continuare. Acum. Nu zic că îmi pare rău, Doamne ferește, Doamne ajută. Asta zic. Uite, oamenii sunt și sinceri. La 450 cineva sugerează să schimbăm pe ăla cu cash. Da, stai că nu sunt echilibrate așa. Și asta se vede urât. Ok. Niște cireșe. Ok. Dar dezbăteam aici un subiect care mi se părea interesant. Alina nu mi-a mai răspuns. Ștefan scoate limba. Am scos-o și eu. În momentul ăsta sunt... Wow, am văzut o femeie. Da, ai văzut. Așa. Felicitări, poate fi o realizare la la cum ne-ai arătat până acum că vorbești cu femeile. Faptul că încă mai vezi o femeie e o minune. Ce ziceam, mă? Ce ziceam? Nu e nimeni atent la ce ziceam eu aici. Asta cu frumosul și cu râtul și cu... Nu mai știu. În schimb, ne-ar ajuta foarte tare să mai dați un share. Că avem 27 de oameni acum care se uită la noi. Și putem aborda pentru că am capacitatea de a mă și juca, de a și vorbi și de a și fuma. Putem aborda și niște subiecte la cerere. Adică să și facem ceva constructiv în timp ce pierdem bani. Fii atent că ar trebui să schimb jocul acum, am reținut. Ok. Nu știu ce am făcut, am dat space și nu mai văd ce joacă. 448. Ce spunea? Redo spunea să schimbăm la Hat & Cash. La Hat & Cash, da. A? Hai să începem așa acolo, că ăsta pare că okay. S-a spărat cu ultimele câștiguri. Dar unde suntem? Cineva a dat like. E bun, e foarte bun și like-ul, recunosc, dar ajută mult mai mult share-ul. Eu tot aștept să mai câștig o mână, să ies pe câștig, știi? Indiferent cât e, că e 2 lei, că e... Ca să îl opresc, uite. Asta zic, am oprit autoplay-ul și am luat 1,50 lei. Puteam să nu iau și era același lucru. Și să mă duc la Hat & Cash, a zis? Dacă spune Redo. Hai mă să mergem pe Hat and Cash. Spuneți că ăsta, că e singurul care apare. 40 Super Hat, e foarte bun și plătește bine. Eu sunt cu ochii la voi. Asta ai zis tu. Măi, da. Păi, te rog frumos. Cum rămâne cu WhatsApp-ul? Răspunsul este identic. Nu. Nu s-a schimbat nimic. Adică faptul că mi-ai spus că bei bere nu m-a făcut să mă răzgândesc. Da, 40 Super Hat e altul decât ăsta? Și decât ăla pe care l-am jucat noi păi înainte? Cred că da, arată altfel. Păi nu, ăsta e Hat & Cash. Și cineva ne sugerează... E ăla pe care l-am jucat, nu? Da, ok. Și ăsta Hat & Cash înțeleg că are și opțiunea de bani. Stai că n-avem sunet. Doar eu. E tot cu căluț. Și gata deja 1,50 lei la ăsta, dar dacă n-a sunat, n-am auzit. Și am pierdut aproape 50. Dar e ok. A dat niște șeptare, să vezi și tu de ce am tresărit. Dar nu... E un fel de dice and roll ăsta. A, da? Uite, mi-a dat de ăsta. Stai că s-a întâmplat ceva, 23 de lei. Wild-ul cred că e dolarul ăla. În loc de zar. Numai că acolo ai văzut când vine un zar, se face toată aia. Aici mi-au venit 2 dolari și s-a făcut doar jumate de ecran. Nu știu dacă e chiar la fel. Mi-am dat niște portocale, adică un leu. A țipat așa cam o linie de cireșe, 6 lei. 6
lei. Ferească scoare. Dați, mă, nene, și voi un share, măcar pe partea aia să mă mai înveselesc și eu. Sau vă e rușine să spuneți că vă uitați la jocuri de noroc? Vă ajut eu cu descrierea, știi, ca să nu vă faceți de râs. Puneți un de la, uitați o prostănac asta cum pierde bani. Nu știu, zic. Aici sunt mai multe linii, Dani. Ah, da, de fapt, da. Are dreptate, băi, Dani cam știe. Aici sunt 4... ori 5-20 de linii și la ăla sunt doar 10 și de asta când apare un zar se face pe tot ăla. Dar ne-am dus sub 400 de lei. Și cu asta. Fuck. Deci mă doare capul. Știu ce zici. Când mergem pe 300 după aia iarăși mă coborăm puțin miza. Că... Mai... o coborăm sub 2 lei? Mă gândesc că da, nu știu. Că... nu-mi place. Pare mi se mai dea puțin aici. Uite, mi-a dat un oil. 8 lei. Băi, nene. Îți dai seama că pun leu la un 4,25 lei? Da. Da. Hai să facem o istrare, să dăm niște bani la oameni, zic eu. Că dacă le dăm... da, dacă le dăm niște bani... poate luăm și noi înapoi. Poate luăm și noi înapoi, știi că e legea universului. A compensației, unde dai, acolo e. 3 lei, băi. Le știe pe toate de la EGT. Hai, facem extragere. Hai, nu facem mai extragere. Pot, m-am întristat. Adică auzi, mai stai puțin, cred că nu avem lista actualizată. Mai dăm 5 minute. Ok. Să sperăm că ne ține și banii 5 da. Minute. Ia dă-mi și mie o bere acum. Fiți atenți că nu-mi place nici jocul ăsta. Deci m-am hotărât. Vreau să mă întorc la... mă joc eu acum de capul meu. Am închis. Ce frumoasă e fata asta. Hai să ne jucăm cu ea. Mi-a portat aici la sugestii o fată frumoasă. Queen of Wands. Nici nu v-am mai consultat ca să știu că poate. Sunt o pierdere majoră. Dacă îmi dă 3 de ăștia, așa 3 de astea. Ok, dar e frumoasă. Măcar când vine ne uităm și noi la ceva frumos. Și jucăm pe total bet 2. Și dăm pe auto 50 de spins și a început. Uite, mi-a dat 3 fetițe de alea, dar degeaba. Prima la 2,50 lei. Bate Milan Azore. Cu cine joacă? Stați că eu știu fotbal, nu răspund la mișto. Mamă, eram aproape să-mi dea ceva, cred. Cu cine joacă Milan asta seara? Băi, mi-a dat multe fetițe de-astea, 12 lei. Mi-a dat multe fetițe. Păi chiar mi-a dat, mă rog, fetițe, prințesă de-asta, e superbă fata asta. O să o vezi când după ce termin de actualizat lista. Cu Sampdoria, da, bate Milan. Niște cupe, niște... stai că am luat 20 de lei. E foarte mișto jocul ăsta pe care l-am ales. Eu nu mai văd în schimb... uite, îmi place și cum se vede. E un joc foarte frumos. Adică și muzica e așa de relaxare. Poți să pierzi liniștit. Dar cine l-a făcut ăsta? Skywind sau cine? Nu știu cine l-a făcut. Unde? Skywind, da. Altceva, mă. Altceva, serios. O să vezi după ce termin lista ce frumos e. Și cu copăcei și cu... eu simt că dacă îi transmit așa toată iubirea mea și admirația pentru că e un joc un pic diferit de restul, o să-mi și dea la un moment dat ceva, da. Dar nu fac, adică mie chiar îmi place, nu spun doar pentru că vreau să-l influențez să-mi dea ceva. Acum dacă dă și ceva, ăsta... dacă dă și ceva, e cu atât mai frumos. Mai dă un Queen of Wands de ăsta. Nada, dar era aproape. Așa aproape era. Bună seara, care-i treaba cu giveaway-ul de 100? Giveaway-ul de 100 din partea MaxBet. Vom face 4 extrageri astă seară? Câte? Da, 4 extrageri a câte 100 de RON pe care îi primiți fără să fie nevoie să depuneți ceva. Și de 100 de lei după aia
Da, să-mi dea și un Queen of Wands de ăsta, vă rog eu, și imediat continue. Na, da. Așa, pe care îi puteți obține de la MaxBet, făcându-vă cont la ei. Nu trebuie să depuneți nimic, vă jucați și puteți să îi înmulțiți. Dar trebuie să intrați la noi pe site. Dar trebuie să intrați la noi pe site. Pe să stai la blog acolo ca să se înscrie. La blog ca să... Vă înscrieți la promoție ca să puteți să-i și câștigați. Asta e ideea. Că noi o să facem extragerea prin random org foarte curând, când termină Daniel să... Daniel, doamne, mi-a rămas gândul la Daniel, vezi? Dacă vine complimente... Da, omul care face complimente rămâne, este memorabil. Ce ziceam? Da, când termină Viorel de făcut lista. Cu cei care s-au înscris deja pe site. Deci, uite, cât faci lista, zi-mi exact cum să-i zic unde să intre, ce să facă. La blog, la Slots Calendar. Intrați pe blog, la Slots Calendar. Și acolo să văd acolo, că dacă se înscriu la promoție, primiți un tichet. Și acolo, dacă vă înscriți la promoție, primiți un tichet. Și apoi multe opțiuni, poți da like la pagina de Facebook. Și puteți să dați like la pagina de Facebook. Sunt o felul de opțiuni, sunt toate scrise pe blog, dacă intrați pe Slots Calendar. Și încă aveți timp să vă scrieți chiar și pentru extragerea de acum. Nu? Pentru că încă nu am făcut-o, niciuna din cele patru. Aici tot la acest link, rând umbra 2005. A, da, ok. Uite, te-au ajutat băieții. Mulțumim. Mulțumim, Redo. Dacă vrea măcar fetița să dea ceva... Mai dă unul să văd ce se întâmplă, că poți să nu plătești, cum a făcut și ălalt. A dat, mă, a dat 3 de-astea, ok. Și ce se întâmplă? Am luat 6 lei odată și mai departe. Click to start free games. Câte free games mi-o dau aia? 8. Am câștigat 8 de-astea, ok. Bag și zarele dacă mai rămân bani. Trebuie să-i încât câștig. Am luat 1 leu la primul de-asta. 5 of a kind. Stai că s-a întâmplat ceva. Și acum am mai luat încă 31 de lei. Încă un leu. Încă 5 of a kind. 26 de lei. Hai mă că măcar a plătit ceva. Ți-am zis eu că fetița e de treabă. Ia uite încă o dată 5 of a kind. Eu cred că se întâmplă ceva, câștig. Hai mă, am... Mi-au fi... Am vărsat bomboanele? Aaaa! Nu-i nimic, stai că le ridic după aia. Mai am 3 jocuri gratuite. Trebuie să-l țin în schimb pe acest individ să nu se ducă să le mănânce el. Încă 2 jocuri gratuite, haide! Mă rog, 1 leu și ultima. Am luat în total 142 de lei la mâna asta. Nu? Dați un pic. Am un pic de treabă. Bang, 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 bang. Așa. Am adunat bomboane. Gata, vine și lista acum. Vine și lista, dar sunt mai fericit acum, am câștigat. Mai mi-arată încă o dată și eu lasă mai mi-arată încă o dată cu big win, așa. Să mai vezi toată bomboanele, te rog. Și oamenii dau cu mâna în cap. Ce-am făcut, mă, nene? Cred că le-am arătat fundul, cred. Nu știu. Răspunde acum, pentru că... Da.
Da. Asta da, fac? Fix acolo, apărut eu pe cine. Dar măcar se vede frumos? Băi, ce frumos e frumos. Doamne, asta e important, că n-am fost atentă. Poate mai îmi dă un Queen of Wands de ăsta. Îmi place jocul ăsta. Unde e balanța? Ne-am dus și noi înapoi, măcar în 400 de lei. Cine e balanța? 400, da. 15. Să-mi zici tu când vrei să mă opresc să facem extragerea. Gata, putem să facem? Ok. Să mergi pe sheet-uri cu 6-a 12-a. Asta merge 6-a, 6-a, scrisie acolo la mine. Stai să văd dacă-l văd. 26, 30, 6-a, 12-a, da. Ok. Să bun. Zi. Auzi, dar se și întâmplă ceva, aici. Oamenii nu văd. Ce nu văd? Ei nu văd ce e în extragere. Și de ce? Pentru că este ecranul stat. Ia, dă-mi voi o secundă. Te rog, poți fost talentul. Acum am văzut chestia asta. Disperat sunt unii să vadă sân și fund. Uite așa. A, ok. A, așa, și păi dă-mi înapoi după aia ca să vadă cum trebuie. Bun. Și acum să vedem câte cifre avem. Stai să mă duc în ăsta de sus, în dreapta, așa. Avem de la 1 la, stai cum am spus, 458. Da? 4, 5, 8. Generate. 445 este primul 445. Câștigător. Și avem, nu mai e cu suspans, Nicolae de Moș. Nicolae a câștigat 100 de lei de la Winbet. De la Winbet, auzi? Maxbet. De la Maxbet. Mă iertați, nu știu că există Winbet. Există, să știi. Da? Da, da. Ar trebui să-mi dea niște bani. Dacă există. 448 era, da? Da. Ok, și acum mai generăm o dată. Numărul 35, care este, aici putem să facem de-aia cu suspans. O luăm așa, ușurel. Oho, până acolo facem două. Nu, ai, stai liniștit că deja suntem la 200. Nu se mișcă la tine atât de repede. Ce număr am zis? Nu ai fost atent, nu? 45, 25, cred. 35, 35. 35, ok. 40, 39, 38, 37, 36, 35 este Virgiliu. Cum îl cheamă? Virgil? Da, și uite, am primit încă un follow. Yay! Mulțumim! Virgil. Mai facem vreo extragere? La final. La final. Ok, vreau să mă întorc la joc. Stai să vedem că mi-ai făcut aici o manevră de mi-apare ăsta peste da, față. Da, dăm după aia înapoi. Stai să văd dacă pot să-l dau înapoi. L-am dat. Mihai Daniel mi-a dat like. Adică ne-a dat like, mă rog. Așa, acum mănânc o bomboană de pe jos sau ce fac acum? Da, asta o să fac. Și am mai primit încă un follow și avem 30 de viewers și mai avem încă... Deci după ce că am câștigat 1.500.000 din... Mă rog, am pierdut 7, dar nu contează. Vezi cum te raportezi? Nu spui că am pierdut 7. Am câștigat 1.500.000. Recent am luat 1.500.000 la jocul cu fata aia frumoasă. Și... Mai avem un pic și ajungem și la 50 de oameni, dacă avem noroc. Adică face. Încă un like! Nu e frumos să plesă, Ștefania. Ok. Hai să închid și tot ăsta. La joc. Mă mai joc cu fetița. Mie mi-a plăcut, vreau să mă mai joc un pic cu ea. Hai să vedem. Ce mi-am mai dat unele 25. Eram aproape să mai îndea și un Queen of Wands ăsta. Deci la 3.000 de astea e pe ceva de la Queen of Wands. Ok. Mai pun niște suc. Domnișoara frumoasă care apare pe ecran nu e Wild din joc, e Wild. Mi-a dat 6 lei. Mă rândi, dar uite acum sunt și aproape.
aproape în timp real, da? Trebuie să mai filmez un Icos ăsta, că e mișto și cu Icos. Adică îmi place că e mentolat, e singura manieră în care mai pot fuma mentolat. Îmi scrie cineva pe WhatsApp. Deschide chiar câștigătura aici pe YouTube. Da, îmi scrie Corina. Spumătul al jocului este înfiorător de tare. Cred că se aude și la vecin sunetul. E foarte enervant. Hai să-l dăm puțin mai încet. Da, cum îl dăm? Ai din laptop? Dai direct din laptop. E boxa lângă microfon? Da. Da, mă, vezi ce deșteaptă e Corina, ai înțeles că prietena mea. Băi, și asta e posibil să... Iar în altă ordine de idei, asta nu cred că vrea să citesc cu orice tare, dar și ea a mâncat bomboane, dar cu vodka. Câtă vodka au pus ăștia în ele, nu sunt sănătoși, băi, am mâncat cu coniac, să știi? De ia, cine? Mai dăm un Queen of One! Că vorbesc cu Corina, nu mi-a purtat noroc, da? Eram aproape. Corina, dacă ești pe frecvență... Felic, uite, ți-a scrie și eu, zice Remus. Mai dă un Queen of Wands! N-a dat. Dar dacă ești pe frecvență, spune-mi dacă am rezolvat problema cu sunetul. Mă tot amenință Queen of Wands ăsta să mai îmi dea una. Nu? Eu nu cred că l-am dat mai încet. Sper că te-ai spune mai aici. Tare. Olei, spune-te că nu văd aici. Da, speaker 100%. Dă-l mai încet. 43%. Corina, sper că acum ești mulțumită. Și de ce nu ne scrii și nouă în chat aici să te vedem? Five of a kind, cu fetiță, cu ceva, am luat, stai că nu s-a oprit, nu știu să spun cât am luat încă, 72 de lei. Super tare. E foarte tare, mă, ăsta cu fetița, ți-am zis, l-am simțit din când am văzut că e frumoasă. Și că sunetul mai încet e ok, da, mulțumim frumos. Și mulțumim totodată și Corinei că a fost de mare ajutor, chiar și după bomboanele cu vodka, ne-a sesizat o chestie foarte serioasă. Să-i spun, mă, câți ani am, să nu-i spun. Mă întreabă Remus care-i scăsturut. Păi, că este merită. El nu merită, dar eu am un suflet atât de mare încât pot să-i spun că am 35 de ani. Am văzut chinele în spatele tău și mi-a adus aminte de jocul ăla. Îmi place mie Doghouse, dacă vrei să-l încerci. Da, o să-l încerc pe Doghouse, pentru că mi s-a părut că a fost drăguț. Nu. La ăla am cumpărat specială ieri de 80 de lei și am câștigat 2 lei. Ieri, mă rog, da. Five of a kind, ia! Stai că îmi plăc chestii la fetiță aici. Cu copăcei, 25 de lei. Nu e rău. Iar Corina, dacă a intrat cumva mai târziu să mă vezi, să știi că până acum am pierdut 6 milioane. Atât. În rest sunt bine, nu joc. Mai mănânc o bomboană, le-am dat și pe jos, am mâncat și de pe jos. Încă o dată 5 de un fel. Cu Noari și cu nu știu ce am mai făcut, Big Win scrie. Uhum. Și nu știu să spun încă. Lasă-te, am depășit 75 de lei, am depășit 100 de lei, 115 lei, mega Big Win. Băi, ce frumos e jocul ăsta cu fetița, ne-am dus în 500 de lei. Da, da, vezi dacă nici nu v-am mai băgat în seamă cumva, adică nu m-am mai luat după voi, m-am jucat ce am vrut eu. Și ăsta era acolo, frumoasă. 18 lei mâna asta. Idee. Câte kilograme am? Deci am pus eu acolo altceva. I-am răspuns lui Daniel ce numele avea. 41-209. Pare coincidență. Da, am 51 de kilograme. Mai dă-mi un Queen of Wands, haide-mă fi pe mega... Că ai văzut cu cât drag mă uit la tine, ești cel mai frumos joc de aici. Da? Balanța, că nu văd aici. Balanța 504 lei, sunt peste 500 de lei, tu realizezi ce am făcut? Am și uitat cum e să fie 500 de lei. Da, la început am văzut și noi vreo 10 minute cum e, maxim 10 minute. Să știi că am 10 minute. Noroc cu jocul ăsta. Ia, a făcut ceva iar, îmi dă 6 lei. Bun, dar ce s-a întâmplat cu Corina? De nu mai ne răspunde nimic. Măi, mai dăm un Queen of Wands. Deci cum zic Corina, cum se întâmplă ceva? Măcar sunt aproape. E motor, energia. Da, e energia. Mă rog,
rog, acum am luat doar 3 lei, dar e ok. Păi sunt 3 lei luați, 3 lei dați. Da, oricum, jocul ne-a dus de la 3 milioane aici. Da. Adică... Ah, ce bine. E că la vârsta mea pot să-mi și troznesc coasele, că... Stai că s-a mutat mouse, la 35 de ani am toate șansele să... Nu mai fac foarte des, acum cât încă le-am pe toate. Ce zice aici? Lore, te place prințesa aia din joc, de-ți dă că ești frumoasă la fel ca ea. Cât de drăguț, băi, Daniel e forță și după aia vine Remus. Cât de înaltă ești? Foarte, mă! Sunt mega înaltă, n-ai gust așa înălțime. Dar fii mă și tu drăguț ca Dani, Daniel, o să zic. Și acum dă-mi un Queen of Wands. Mi-a dat. Ok? Și eu vezi că Remus ăsta ți-a dat, trebuie să te vâneze pe stradă. Există o posibilitate, dar nu i-aș recomanda să facă asta, mă, de alta, dar am centură de-aia portocalie. Adică, eu zic să nu fac asta, că ar fi păcat de el să-l rănim și să nu mai poată ulterior să jignească pe nimeni. E vrea la toaletă? Nu. Iar ușa deschisă, ok, poate să duc. Și că Remus e cu băieții, nu te speria, dar nu, eu nu m-am speriat. Yeeey! A dat iar! Queen of Wands, ca să știi. Serios? Da, serios! E foarte tare jocul ăsta, mă. Și mai îmi dă gen 8 de alea, 8 jocuri gratuite. Da, vezi? Știam că 8. Veni și like-ul de la Cosmin acum. Doamne, ajută! Dar n-a plătit nimic de omul. Dar mi-a dat acum, five of a kind. E frumos joc, da, asta e ceva deosebit. Băi, așa da, adică... Nu? Da, da. Da, nu, asta nu mai e la fel de plătitoare ca cealaltă, dar... Oricum, acum măcar nu plătesc, orice câștig e pe plus. Da, am luat în total 43 de lei. Băi, nu e rău deloc, 49,75, mă scuz. Bravo, fetiță. Suntem iar peste 500 de lei. Parcă am încredere acum, că nu? Cel puțin. Ia, rar ca mine, Lore, da, am deschimbat un bec, nu vrei să mă ajut? Mă întreabă Remus. Păi Remus, eu sunt convinsă că tu chiar ai nevoie de ajutor în a schimba un bec. Însă nu vreau. Dar sunt convinsă că singur nu poți. Adică necesită. Ba, mai e și sezonul, știi, cu... Cu beculețele, da, e... da, da. 4,50, ok. Pe Molly, în schimb, îl amuz. Ceea ce e bine. Că nu degeaba am fost la umor, trebuie să demonstrez. Trebuie să demonstrez că eu am umor. De unde vine F-T-W? Să nu mă fac să pronunț un cuvânt de la să ne baneze lumea, că nu e ok. Da, să fiți cum atenți. Că ai văzut pe aia trecută. Am văzut că încercau să mă spună, să mă facă să spun un cuvânt, dar eu sunt deșteaptă și nu l-am spus. Poate îi provoc acum, sunt tot de-a cuvinte, dar... Capcana. Hai, mai dă una! Hai că mi se pare că și eu sunt ușor obraznică, adică prea într-un așa, dar aș vrea să mă țină din Queen of Wands în Queen of Wands. Hai cu 10.000, Doamne ajută, da, Cosmin, ce da? Zici? Da, hai mă. Aș sta liniștită vreo câteva luni bune, măcar în privința chiriei. Știți că eu mă chin în fiecare lună să-mi plătesc chiria, să plătesc și la tata, să... Deci, dacă jocul ăsta ar avea suflet, e de la For The Win. Molly E și FTW este For The Win. Înțeles. Mișto. Bravo. Deci, aș vrea să câștig și eu ceva, măcar, hai, nu câteva luni, măcar de sărbători să fiu asigurată. Să vină moșul. Da, să vină măcar Moș Crăciun, dacă Moș Nicolae n-a venit. Băi, da, ce joc frumos. În continuare mi se pare un joc foarte frumos și cu muzică frumoasă. Molly, dar e cum tu de-ai văzut? Ai, știi pe aia de la umor de care s-a îndrăgostit Bendeac? Mi se părea mie că ești cunoscută. Îți mulțumesc. În sfârșit cineva mă recunoaște nemachiată profesional.
Apreciez. Știu că nu semăn cu aia de la TV, dar acolo trebuie să vă spun, stai că vă spun imediat. Așa, vă spun că n-am știut. Există niște oameni care se ocupă de aspectul tău, gen din cap până în picioare, și care au și stil unii și care știu să macheze. M-am tot gândit la asta cu machiajul și mi-a rămas pe cap, stai că ți-o continui imediat, că s-ar putea să... Cred că n-a fost să fie. N-a fost să fie, poți să o continui. Stai că s-a întâmplat ceva. E un big win. Oh, serios? 52 de lei, da, nici nu știu ce a plătit 52 de lei, că e o combinație din mai multe. Nu, dar am da, să fie primit. Cred că o pot convinge pe Corina, apropo că e oricum partenă, Corina este make-up artist în data trecută, la o televiziune, nu contează să nu dau foarte multe informații despre ea. De fapt, nu știu dacă pot să vorbesc chestia asta aici, să, nu, nu de tine, dar să nu se supere ea, că știi, dar... Gata, te știu, ai fost și la șef la cuțite, nu mai ai secrete. Corect! Băi, ce bine! Dar să știți că, uite, mă gândeam să vă spun măcar așa, dacă tu m-am apucat să vorbesc, să nu pară că am secrete. S-ar putea să pot să arăt și mai bine data viitoare, când ne vedem, sau nu chiar data viitoare, peste o dată de data viitoare. Ați înțeles voi? Într-o dată. S-ar putea ca cândva să pot să arăt și mai bine. Există mai... Vai de mine! Nu pot să-ți pronunț numele, dar mai... M-am topit. Witix. Îți mulțumesc. Ești aici. Cine ce-a spus? A întrebat și am dacă există. Vezi, mă, cât de frumos! Remus, bagă la cap! Așa. Dar se uită și colegii. Poți să-l pronunț cum vrei tu, nu mai contează. Mă, tu vrei să-i faci concurență lui Daniel, că el era până acum cel mai drăguț cu mine. Daniel, fii atent că a intrat Guitix aici în forță majoră. Nu cred că tu poți să... Nu știu ce... Nu măris. Am spus Guitix și cred că e ok ăsta, nu pare să fie. E ok? Guitix, da. Guys, noi suntem acum atenți că la ultimul stream care l-am făcut cu Lore am avut o problemă. Niște băieți scriau niște bazaconii pe chat ca noi să le citim cu voce tare. Ca să ne luăm, da, să ne baneze. Așa că acum suntem super atenți. Pentru rasism. Da. Deci. Trezesc că nu pierdem bani. Băi, nu vine să cred. Nici mie. Se uită și colegii lui Viorel la noi. Ia să vedem. Acum nu pot redu. Nu am concurență că deja devii feblețea mea. Simt că să-mi firipă ceva aici, pe chat. Păcat că nu mănânc pizza, bă, băiatul. Da, ar fi fost mișto. Deci cau și pastă. Dacă o să vii în rochia aia sau fusta în care ai fost la Ai Umor, eu nu mai ies de pe stream-ul ăsta, jur. Pot să fac asta, că sunt hainele mele, să știți, adică nu mi-au dat de cei de acolo. La șef, ce-ai gătit? La șef? Exact. Caș crocant cu carpaccio de sfeclă roșie pe pat de valeriană cu accent de hrean. Asta, super tare. Adică am prăjit o brânză în ulei. Da, da, așa când... Dar sună bine! Și am copt o, cum îi zice doamne, o sfeclă. Și în rest, valeriana era la cutie, crema de crean era la borcan, dar fac și paste dacă vrei. Da, îmi plac aglio olio e peperoncino, sunt pastele mele preferate. Mai dă un pinovanț că ne ducem în jos. Acum am realizat, n-a dat timp. Ok, dar are timp, nu e panică. Da, deci aș putea să vin la un moment dat. Oricum nu-mi vedeți fusta, ați vedea doar partea de sus. Bănuiesc că vă referiți la topul ăla așa, de la, din prima apariție de la Ai Umor. Sau cel din a doua. Oricum, toate ținutele sunt ale mele, nu m-a îmbrăcat nimeni niciodată.
Ho. Ce mai spune balanța aia? Balanța spune că... Stai puțin. Ne-am dus în jos. Da. Da. Mai încercăm și altceva sau vrei să mai stai aici? Crezi că... A fost un joc foarte generos cu noi, prin simplu fapt că ne-a lăsat să ne jucăm mult exact, fără să pierdem. Exact. Și ba chiar dacă ieșim la 400 de lei de pe el, ieșim pe plus un milion și ceva aici. Din acest joc. Deci o să-i dau stop la 400. Și ce ne jucăm, ziceți repede? Sau să aleg tot eu, că văd că am avut sincer, mână bună. Mai bine alegi tu unul, că ne-am ales cu toții și da, ți-a ales și n-a fost ce trebuie. Din ce îmi sugerează aici, nimic nu-mi face cu ochiul. Recomandate. Cu prosciutto crudo îți plac pastele? Da. Și mă voi juca un pic ăla cu zarurile, că oricum m-a întrebat cineva de el. Dice. Pe 10 linii. Că tot aceeași mizoțină. 2 lei, poate îmi dă și mie niște zaruri, că plătesc. Dorelai, dragă. Ce vrei, Remus? Aolo, e cu mizeria asta. De Crăciun, dar e ok, hai să... Ce este? Ah, era pe zaruri. Da, el era mai frumos înainte să facă globulețe, dar... n-avem sunet, ok, dăm drumul la sunet. Și nu ne vom juca mult ăsta, că ăsta ori plătește, ori nu plătește, cam așa e treaba. Ne prindem un 50 de lei dacă plătește sau nu, zic eu. Adică jucăm doar până la 350, dacă ne dă vreun zar bine, dacă nu... Nu-l jucăm. Ți-am arătat da, data trecută. Da, adică se extind și pe lateral astea, nu? Da. Și pe lateral și aparatele fără sunet sunt ca filmele XXX la radio. Da, bună, Molly, bravo! Băi, avem oameni cu umor, cum ar da, veni. Da, da. Au umor. Au umor, da. Nu doar tu ai umor. Și au umor. Mă duc acum în sezonul 10. Da. Trebuia să mă duc ca invitat în sezonul 9 și am zis că mi se pare o treabă să mă duc ca invitat. Mi-a dat un zar de la mișto. Că practic nici cu juriu nu prea interacționam, nici să câștig nu prea aveam șanse. Cred că mă duc acum cu un... Asta nu începe din nou. În februarie o să înceapă filmările abia. Februarie? Mai avem doar... Mie îmi place mai mult așa jocul ăsta decât înainte. Gusturi și gusturi. Mie îmi plăcea mai mult să văd fructele alea pe ecran și zarul când apărea. Nu e pe treaba lui ăsta. Dai să-mi rog. Nu vrea? Păi nu prea. Am avut cele mai bune intenții în ceea ce-l privește. Uite că mi-a dat un zar acum când am zis asta. Dar n-a făcut o schemă, cred. 20 de lei. Poate mai îmi dă un. L-ai văzut și da, tu? Da. Deja? Bă, dar ești în real time aici. Sunt pe Twitch. Pe dacă Twitch. Mă duc pe YouTube. Și că cred că au și ediția aia normală, că văd că stai scris mă... Nu au aia normală. Hai, mai dăm 3 mâini și gata, că nu e... Nu. Eu simt că nu e ziua lui. Poate vrea să-mi demonstreze contrariu cu mâna asta? Nu vrea. Bun, ne-am jucat și de ăsta. M-a rugat cineva să mă joc ăla cu câinele. Că tot e Jimmy aici. Nu? Hai să mă joc Dogs. Doghouse. Dog. Stai. House. Primul sau al doilea? Ăla cu Mega Ways, cred că. Care are special, dacă nu știu. Aha, ok. Dar n-am... Eu acum am prins... Eu am prins panoul de zaruri acum 4 zile. Bravo, boss! Zi-mi, nu mi-ai zis de colegi dacă sunt sau nu aici. Băi, o parte erau pe aici, dar nu pot să răspund numai. Da? Și le place? Păi mă gândesc că da, că dacă au venit în timpul lor liber. Ai, se uită acum în timpul lor liber la mine? Băi, ce oameni, bă, ce colegi aici. Bine, vreo trei mai dat mesaje pe WhatsApp. Ce au zis? Zim că au zis că sunt ceva. E porcos? Nu, nu. Dacă e chestii tehnici, să spunem așa. Eu credeam că e despre mine, mă scuzi. Mă și entuziasmase. Așa. Ce am făcut? Am închis jocul fără să vreau. Hai, las că nu e grav. Mai intr-o dată. Mi-a scris cineva dacă pot să spun o glumă din sezonul viitor.
Băi, n-am numărul construit, vă dați seama că îmi trebuie pentru februarie. Dar mă gândesc să povestesc o întâmplare super reală, că eu, tot ce am spus la TV a fost real. Și anume să povestesc cum, de ce țin atât de mult la tatăl meu, pentru că era să-l pierd când eram mică. Asta m-a marcat. Și anume la stația Timpuri Noi de metrou, l-am uitat pe partea cealaltă a metroului. Adică el m-a uitat în metrou și s-a dus acasă, lăsându-mă acolo. Și atunci, bine, asta trebuie să o construiesc cumva, vă dați seama. Cum îi fac ăsta să-i... Apasă pe ecran. Aha. Că nu știam, dar am dat X data trecută și am dispărut cu totul. Vocea ta seamănă cu a lui Roșcovanu, nu știu cine e Roșcovanu. Pe 2 lei, autoplay. Hai să vedem. Hai cu special. Și lăsăm să pierdem maxim 150 de lei. Hai. Suntem pe câini. Uite, îmi dă niște câini. Ia uite, Ginia era Yorkie ca tine, dar am mai aranjat-o un pic, a fost la coafor. Ia să vedem. Bonus? Nu. Bună. Dar ar fi fost drăguț. Uite, Jimmy, de asta în roz, zic eu. O vezi? Mi-a dat un aer. Latră aici, în ecran, vezi? Ia, ne-a dat un leu 60. Asta cu câinii nu e chiar treabă. Nu înțeleg de ce unele imagini sunt mai mari și altele mai mici. Asta e ideea la astea la Mega Ways. Nu sunt egale. Vezi că în dreapta sus, da, îți spune câte linii de câștig ai avea, în mod normal, știi? A, 4, 8, și 3, sunt imagini inegale, știi, și cu cât sunt mai multe, poate îți dă mai multe winnings. Am înțeles. 3X, dar nu face nimic. Trebuie să-ți lege cu încă două elemente. Adică face, ia bani. Nu pot să zic că nu face chiar nimic. Și nici cu Wild nu mi-a dat nimic, nici nu înțeleg. Hai mai dă o prințesă de-aia. La asta normal când faci bani, când e speciala. Păi cum dacă mie 10 mâini la rând nu mi-a dat nimic? Păi asta e. În cazul în care, dacă e specială, e posibil să faci bani. Sunt jocuri cu foarte mare volatilitate. Adică poți să câștigi mult, mă, dar linge, fără câștigi mult, poți să pierzi foarte mult, știi? Am înțeles. Să știți că Jimmy mă linge pe deget, că mă joc ăsta cu câini. Dar nu-mi port norocul bine. Nu e la fel de drăguț ca ăla cu fetița. Ia. 3X și mi-a dat 4 lei. Bine, ăsta negru, știu că este 30 de bani, bonus, 3 zgârzi, tot 30 de bani. Nu e treabă. Ce? Am mai spus cumva că ești foarte dulce și stă foarte bine roșu? Mulțumesc! Băi, ăsta-mi ia banii, mă. Băi, nu se face. Mai iau o bomboană. O să mă îmbăt. Că eu nu dau niciodată. Da, eu nu dau nici nu gust alcool și asta e tare pentru mine ce fac eu. Cât am zis? La 2? 7? Nu e treabă. Dar un cer mai dați și voi? Nu mai, eu nu pot să mă mai joc. Ia! Mi-ai dat câini de aia. De la Aegis tu. Și am plătit sau? Văd că ceva crește acolo. Nu te plătești. 15 lei. S-au terminat frisbee-ul. Nu-mi place. Bun. Asta l-am jucat că l-a cerut cineva. Mai luăm domnișoara aici, de la Lucky Stub. Hai să ne jucăm... Nu, vreau ăla cu lupul. Mă scuzați. Cu lupul.
Golf. Gata, ăsta cu bănuții. Ce bomboane mănânci? Cu lichior. Alea ieftine de la Lidl. Cred că e 6 lei. Asta, dar nu cred că am, că știu alte bomboane mai bune de atât. Ca să știți. B3 lei, nu vreau B3. Deci 2 lei. Da, aveți pentru că eu pe 2 lei nu intru la ăla de 2 lei 50. Scuze-mă, l-am aici prins o chestie. With the tournament, your current bet is below the promo qualifying bet amount of... A, de la... Am stat o promoție de la MaxBet cu Pragmatic Play, dacă nu mă înșel. O să pui 2,60 sau când am văzut de voie ca să, ca să particip, știi că poate vinde acolo ceva. O să fiu sincer și o să recunosc că eu nu cred în asta, dar... Cine știe? Pe faza e că am văzut că câștigătorii sunt anunțați pe site și poți să vezi pe ce poziție ești mereu. Da? Da. Ai luat ceva? Nu, dar eram aproape. Adică răspunsul e nu. Că aproape sunt mereu, adică întotdeauna pe ecran ești aproape să câștigi. Dar dă-mă și tu bonus de aia, nu vreau. Mă rog, asta e că ăsta am uitat să-i dau autoplay. Am dat 50 de autoplay. Bună seara, baftă, mulțumesc de MX Casino. Trebuie să spun dacă tot a intrat târziu, că până acum n-am avut. Să nu te gândești că am intrat cu 5 lei în joc și am făcut 266. Nu. Dar măcar s-ar putea cu banii ăștia să reușim să ne încadrăm în 2 ore de joc cât ne-am propus. Da Vinci sau Captain Venture să încerci dacă scazi mult. Captain Venture, cu el am început, să știi, și acolo am scăzut, și acolo am scăzut mult, exact. Dacă scazi mult, era ajutat să pui dacă vrei să scazi mult? Sau... Ce mi-a plăcea mie ăsta cu lupul? Cred că mi-a dat la un moment dat bani și am rămas... Dar știu că pusele un anunț de la Pragmatic Play că am câștigat unul foarte mult pe jocul ăsta la un moment dat. Dar trebuie să plăcă și că am câștigat pe site la un moment dat. Ia uite, văd că nu ai avut, dar norocul vine că nu te aștept. Corect! Ia uite, eu păi chiar nu mă aștept. Adică, Ștefania, să mă ții minte, îți dai seama. Mai ales că scrii TZ și 2I. Este... Nu cred că putea fi scris de două ori greșit un cuvânt de trei litere. Dar tu ai reușit. Ai pus și un Z și un I în plus. Da, ci că unul a câștigat la jocul ăsta, dar nu în România, în afară, 1.000.000 de euro. 1.000.000 de lire. Ăulu! La un gol, ăsta e jocul? Da, ăsta mă joc. Hai să mă cât bună să ai. Nu știu, mă, dar aș vrea să aflu. Cum e să ai atât de mult bun. Adică, pe cuvântul meu, dar nu sunt dispusă să aflu. Dacă vrea universul să aflu cum e, eu sunt la... Îndemâna lui. Da, și asta e pagubă. Pagubă, pagubă. Nici măcar 2 lei nu câștigi de aia. Nici măcar vaci nu mi-a dat, sau o fi taur ăsta, bă, nu știu ce. Păi, nu e treaba. Eu am luat marți 11.000 de lei. La ce? Eu nu mai văd că am liniuțe de-astea acum, nu știu ce am făcut. Așa, din 20 de rotiri gratuite pe Fortuna, nu mă așteptam la așa ceva. What? Ce jocul bun, să jucă. Mai dă-mă și tu un bănuț. Sărăcie. Sau măcar un skater. Nimic, nimic, nimic. Păi, noi de ce nu ne jucăm ala la care a luat el 11.000? Exact,
La Fortuna, n-auzi? Fortuna e casino, dar pe ce... A, ce joc? La ce joc? Cred că e casino, e și un joc primul de Fortuna. Am știut la un joc, 40 de milioane, dar nu mai știu cum se numește. Nu, zine-l pe ăla cu 11.000 de ron, că e mai interesant decât 4.000. Băi, așa ceva, eu n-am văzut. A plătit? Nu. Din propriu spus, 14 lei. Dar bănuț de ăștia, uite, mai dă un bănuț legat. N-a dat. Era bun. Că de fapt pentru asta stăm aici, să dea bănuț de ea. Sau skater, sau ceva. Am pierdut ecran. Dreapta mă duc sus, nu? Mai dăm un pic. Doamne! Am șapit cu ce spuneți? Da, dar degeaba. Da, degeaba. Dăm un leu, dă. La coroane, iar la coroane. Deci ce? Apoi mi-a plătit Lady Luck încă 3.000 de lei. Îmi dă de 4 lei Lady Luck. Da. Păi am vrut să intru pe el. Și am zis să intru pe el și m-am sucit și am să vin pe ăsta. Dar mi-a părut se parcă. Am și zis că ăsta cu... Nu mă, femeile se ajută pe... între ele. Da. Deci ok. Hai că ai fost simpatic, dar să te oprim. Gata. Și ne uităm la Lady Luck. E Charm la noi, ok, știu că... Lucky Lady sau Lucky Lady Charm. Avem trei variante. E același sau... Nu, sunt trei d-un fel. A, dar că e același cu alte variațiuni. Și mai e unul diferit de la Softbet. Cred că pe ăsta cu Lucky Lady Lucky Charm. Lucky Lady Charm sau normal? Spune, hai să ascultăm. Cine a jucat Lucky Lady? DMX? Zine, te rog, pe care, că nu mai avem destui bani să le încercăm pe amândouă. Primul. Ăsta de 6, de lux 6, ok. Da. Pe MaxBet azi am făcut calculul pe anul ăsta, am băgat 201.00 lei și am retras 228.00. Adică 28 de lei în profit. Super tare. Bravo! Bine, pe de altă parte, realizez că el a și avut să bage... Da. Băi, important să iei un cri de la mare odată, știi? Și apoi din ala te... Aici ce... să mergi în câștig în câștig, știi? Aici ce trebuie să-mi dea? Nu de lux, normal, nu 6. Ok, ieșim, nu e panică. Mai facem o dată aceeași schemă, adică... Ăsta al doilea? Cred că ăsta e. Trei globulețe de alea roz. Am scris T puncte puncte. Ăsta cu... Uite, e și frumoasă, mă. Asta. Dar ce se întâmplă aici? Dă o specială, dacă nu mă înșel, să-ți dea... De-i... Wow, ce chestie, Andrei? Arată dubios, recunoști. Nu, ăsta e tot de lux. Ia pe la simplu. Cred că era al treilea. Deci, al treilea? Fără... Păi... Mai avem o singură variantă, cum ar veni. Al treilea, ok. Ăsta e, nu ăsta. Uite, vezi? Că și pe el l-am indus în eroare. Ăsta e, nu e ăsta. Da, cred că ăsta simplu. Păi tot de lux e și ăsta. Poate sunt cu de lux. Da. Mă, ăsta e? Ah, cred că ăsta, că ăsta e simplu, că nu are chestii în plus. Ok. Hai să-mi pun un leu jumate ca să...
Leu jumate zici? Da. Nu doi? Nu are sunet? Dă-i și pe sunet? Hai să-i dau să opresc auto. Ca să pot să fac aceste sesiuni care vor... Gamble. Da, dar nu, să... dar nu vreau. Apoi să plecăm dacă nu vrei să gamble. Vreau colect. Acolo, colect undeva. Așa, că e câștig de 10 lei. În dreapta, acolo ai colect de jos. Gata, l-am... Leu 50 vrei să ne juc, da? Da, și dă-i și cu sunet să... Dar da, unde este sunetul? În stânga, sub total bet. Aha, ok, gata. Joacă-l pe 2 lei, mereu oprind pe 2 lei, vezi? Mă amețiți. Atâtea informații în toate părțile. Ce fac? Hai să lăsăm așa, poate să prindem pe unul jumate. Nu contează unde mai să prindem. N-auzi, e pe sărăcie la noi, n-avem bani să jucăm pe 2 lei. După ce câștigăm, mă ridică miza de reis. Uite, vezi, mi-a dat 10,50 lei. Uite, astea, te-ți dea 3 globuri de-astea, dar vezi cum spuneau colegii. Ce 3 globuri? Au apărut 3 globuri la tipa aia în mână. Aaa, da, gata. Aia e specială. A, uite, că și face un sunet, dar mi-a dat 2. Și penele alea nu dau nimic? Da, scoate un sunet foarte ciudat când apare, dar nu știu cum să spun. Nu mai ia bucurie, nu? Doar puțin burta. Da. Poate să-ți dea un singur glob, că mai ai tu 2. E specială. Dar nu merge, că dacă mergea știți câți bani aveam. Până acum prindeam. Dar iarăși, bună, Guitix. Ia. Nu mai replici bune a avut Guitix astă seară, să știți. Memorabile chiar. 3 dalea nu fac nimic? 3 gărgărițe dalea? Nu te plătesc, să fie în linie, cred. Păi erau, dar în ultimele linii. Cred că sunetul trebuie să fie complet ca să sune bine. E un vet... Cred. Nu. Băi, nu știu voi ce părere aveți. Băi, dar adevărul ăsta e, când am făcut jocul ăsta, am să gândi și voi să punem ca sunet, chiar. Da. Că exact așa se aude, adică nu. 35 de viewers. Yay! Să știți că am încă mai am o șansă să mi-a dat 3 pene. Să facem și noi 50. Yay! Mi-a dat ale. Ai dat specială? Da, am luat special. Încă mai am o șansă dacă dați un share. Hai cu share-ul, băieții. 15 de astea. Am free. Și acum poți să dar dați și voi un share, vă rog mult, ca să ajung și eu la 50 de viewers de ea. Că mă bucur eu dacă sunt am eu cei mai mulți viewers. Altă explicație nu avem, să știu. Doar sincer. Ia. Și soundless cum ar veni? Nu prea nimic și astea apar așa dubios. N-am câștigat nimic. De fără sunet? 3 globuri bonus, vezi? Hai cu retrageri. Ci... Nu se întâmplă nimic. Am 4 mâini și niciun câștig? Face special. Nici mie și trebuie să dau eu click la fiecare în parte. Am mai dat un dăla. Glob. Și un leu 80. Adică altceva. Acum a scos sunet. Păi e iar fără... Nu, e cu sunet. Sunet și muzică, i-am dat și muzică. Da, mă, gata, mă, diferență. Diferență. Poate și sunetul ăla sună bine. Acum, combinat cu muzică. Dar așa sărăcie să nu plătească nimic, mi-a dat specială ca să nu-mi dea nimic. Gheră, da. O să-ți fac un rând când o să intru live. Un raid. Raid? De la de văd eu când mă uit pe live-uri pe YouTube, raid. Da, păi da, intră că nu mai stau mult, că nu mă lasă banii să mai stau mult. Bună, e doar 40 de viewers. Haideți să dețin eu recordul de cei mai mulți viewers din a doua ediție. Mai am 5 de-astea gratuite și am câștigat 14 lei. Ai mai de unde la măcar?
N-am mai tot. Bună seara, multă baftă, mulțumesc mult! 4,50 lei, când vrei tu. În seara asta nu intru, aaa, păi și atunci când? Păi, cum să faci? Cum o să nu plătească nimic așa? Mai am o singură mână. Am câștigat 34 de lei 50. Hai nu, să mai dau ceva, dar să schimbăm și jocul acesta. Da. Că nu a fost ce trebuie. Write, share sau subscribe, please. Ați face o mare. Da, 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 subscriu la ce a scris. Eu am dat subscribe. Merry Christmas, mă. Hai să-l încercăm pe ăsta. Nu știu dacă ai 44 de viori, mai trebuie 6! Încă puțin. Încă puțin, că am înțeles că 40 și ceva a fost maximul atins. Dar n-aud sunete de alea acum ca să face share sau ceva. Bună, Eduard, dă-și tu un share. Iar ne-am sunt 40. Uf. Nu știu ce joc am luat, de la Play and Go. E tot cu... Ia auzi ce melodie avem. Ce de Crăciun. Mai tragem un pic de timp, că nu știu dacă ne mai țin 15 minute banii. Coins. Nu? Coin value 0.5, adică total bet 1.50 lei. Ok. Autoplay. Ok. Uite, e cu vin fier. Să vină mă. Nu e drăguț, nu știu că am câștigat. Ia, dar mi-a dat niște reni. Deci este bun să tragi în fundal când te culci, știi? Da, ăsta pe ăsta poți să dormi. Cu lumânări, câte lumânări am eu. Și eu am avut maxim 986 pe live. Băi, băiatul, DMX, cine ești, mă, tu? De unde vii? Gata, nu mai vorbim cu tine. Da. Dă-mi și mie un autograf. Mă retrag, seară frumoasă, băieți. Pa, Ana. E bine jocul ăsta. Da. A, dacă îmi dau mai multe cadouri, 3x, nu se întâmplă nimic. Dar e de urmărit, adică putem să-l învățăm împreună. Ce acest. Ce... ce... nu știu și nu vreau să dau la info, vreau să fim surprinși. Să apare surpriză așa, nu? Da. Am înțeles, am văzut eu că, uite, când apare un cadou, se oprește. E cadou un fel de wild, probabil, nu? Da, și după aia nu se întâmplă nimic. Ți-l dă așa, să-ți dea emoții. Uite, mi-a mai dat un cadou și e ceva, încă un cadou. Și mai dăm un cadou. Mi-a dat reni. Nu s-a întâmplat nimic. Ceva dubios cu jocul ăsta. Fac și eu live-uri de 2 ani. Am 6300 de subscriberi. DMX. Remus! Eu o să mai iau de tine rău. Nu putem să spunem ce a zis Remus, însă să știi, Remus, că motivul pentru care tu te afli în continuare alături de noi este că eu am cerut să nu fii blocat. Dar dacă continui să fii obraznic, mai ales față de oamenii care sunt drăguți aici pe chat, va trebui să ne luăm la revedere. Stai că îmi cade bluza de nervi. Ia uite, 3 cadouri îți dă free spins. Păi să-mi dea și mie 3 cadouri atunci. Nu? 4x ceva, nu știu ce s-a întâmplat, mulți coins, dă știa ea. Cât am câștigat? Nici n-am apucat să văd. Hai că spune acum. Nici tu n-ai văzut, nu? S-a dus și tu erai chitit să vezi. Păi stai mă că ne spune că valoarea unui coin e de 0,5. Ori 400, 20 de lei, nu? 20 de lei, da. Băi, Remus, enervează mai rău. Enervează-te puțin, te rog eu. A, stai mă, că eu mi-am dat seama că eu când m-am enervat m-am mișcat într-un fel, da. Ai cucă un cadou! N-a venit. Vedeți? Și m-am mișcat degeaba. Stai că eu am reținut de la colegii noștri, așa, că nu stau drept. Să stau drept. Dar nu se mai vede părul.
S-au terminat autoplay-urile astea, mai dăm o dată. E drăguță, asta are melodie frumoasă. Ok. Ținut legendar. Ce, băi, așa nu ai voie? Lasă să cadă bluza. E, cum ar fi? Cum ar fi să fac asta? Să nu ne luăm bloc pentru că ne păcălește cineva, să ne dăm bloc singuri. Că ne cade bluza, da. Că ne cade bluza, da. Da, nimic. Ok. Crăciun, 4X, mă, pare că asta... 2X, na... Băi, dar are o viteză la a câștiga. N-ai văzut așa, n-a nici n-a pus să vezi. Din plăcate, da, a doua la rând slabă. Da, spunea Alexandru acolo. Bună, bună să-ți fie seara drăguță, a doua femeie pe care o văd cu acelea cu păcănele, vă pup și vă îmbrățișești cu drag. Te pupăm! Era trebuie să-mi zic un loc. Okay. Băi, nu se poate, mă, așa. Chiar nimic, nimic. E o balanță? Cât e ce balanță? Dar vezi, apare Moș Crăciun care îți dă impresia că Moș Crăciun e bine dacă apare, că el e frumos și face cadouri. Dar când apare Moș Crăciun, anulează cadou dinainte. E tricky. Complicat, da. 39 de viewers. Nu vreți, nu vreți, neam, neam să ne ducem în 50. Hai cu cadou, hai cu cadou. Fac ca oia, handicapați. Nu, nu avem. Nu avem. Dacă nici îmbrăcat așa nu vor aparatele astea să-ți dea nimic, atunci nu știu ce să mai zic. Ceva e în regulă cu ele. Moli, eu zic același lucru, să știi. Nu știu ele ce-i frumos. Nu știu ele cât de fericit aș fi eu. De Coins 2008. Suntem pe... Subscriu la cele spuse mai sus. Ah, tu subscrii la cele spuse mai sus. Eu subscriu. Eu citesc și mesajele tale, tu vezi ce om sunt? Niște vin fiert. Niște vin fiert. Niște acadele, da? 42. Băi, dispare instant câștig, oricum e mic. Cred că de asta își dispare, să nu apuci să-l vezi. Hot chance, ce-i ăsta? Hai să încerc hot chance. Gata. Uite, mi-a mai dat un cadou și mai dăm un cadou. Magic. Mai dăm și mie un cadou, măcar să văd cum e cu tine. Nu, nu vrei, stop. Păi eu aș propune să jucăm ce spune DMX, că păi, poate că el știe mai bine ca noi. Nu hot chance a zis? Nu, a spus, nu. Rainforest Magic. Iar a spus hot chance. Ok, hai să mergem pe DMX, că pare celebru, mă scuzați. Și caut Rainforest, asta a zis? Da, Rainforest. Ah, Forest. Da. Ăsta, ok. Te pup, Lore, să ai mult noroc. Mulțumesc mult, Dani. Iulian, data viitoare. Merlin, nu am încercat. Trebuie să facem cumva să vorbim cu Viorel, să-mi dea mai mult bani ca să încerc mai mult. Așa. Hai să câștigăm. Viorel, între noi fie vorba, tu știi la fel de bine ca și mine că și eu îmi doresc să câștig. Da, da, adică da. Joc pe banii mei, nu numai pe ai tăi. Că poate oamenii nu știu, să știți că joc și pe banii mei aici. Un leu 25, stați așa, e miză sau 2,50 lei, pe cât jucă? Hai un leu 25, că... Păi mai avem 90 de lei, adică, da. Mai repede când începe după aia. Ok. A câștigat mult acolo de MX, poate câștigă și noi. Bă, tu scrii, mă? Eu scriu, Dar vezi că scrie slot în față, sunt eu, o să... Wild și... Ha? Mai dă nici nouă să fim... Wild! Pe bune? Pe bune, da, am luat niște Wild și o... Asta. Ce face Wild de asta? Nu știu. A, doar ți-l cuplează, nu e specială. Nu e specială ceva. A, ba da, am câștigat 6 de alea liber. Și trebuie să aleg o floare! Care? Doi, prima mână. Mâne, pe a treia să fie cu noroc, a doua n-a fost. Am luat 2 din 4, e ok. Tu, Mystery Reels, nu știu ce înseamnă. Hai de unde, pare interesant. Deci ai 6 rotiri cu 2 mystery de-astea. Am luat ceva aici, trebuie să fi luat. Nu, trebuie să le lege de primele. Păi și le-a legat. Am 10 lei mâna asta.
Nu-mi dau seama ce-am făcut. Mă uit. Ceva. Dă-mă ceva pe mijloc acolo. Uite, cu șarpe ceva. N-a legat, bă. N-a legat. Și ultima, da, uite, cu Wild Eye, că trece. Nu prea a făcut treabă. E doar cum specială din prima lună, aproape, nu? Da, am luat 21 de lei 75. Alegi o floare dacă prinzi 4 lule se sparge. Ne exi puțin în spate, că e pe YouTube. Bine, speciala, tu zici bine, dar am luat 21 de lei, boss. 21 de lei. Mă rog. E bine că am luat-o destul de repede, asta e ideea. Tot pe autoplay. E interesant jocul ăsta, da. Ce praf a plătit mie, spui, pe mine mă și doare. Dar, uite, astea, când apar semnele astea de întrebare, ce se întâmplă? Ce înseamnă? DMX? A, se pare că-ți schimbă simbolul. Că se învârte mult acum, intenționat. Acum vine o specială de aia zdravă, ia să vedem. Sau cade serverul. Sau cade serverul, da. Da, aș vrea totuși să încercăm și Merlin, dacă putem, nu știu, cu ultimii 50 de lei, să vedem ce se întâmplă. Că mi-a plăcut cum sună. Da, dar ai prins două role, plătește greu cu două role. Mă-te apagubă ăsta, da. Sunt de acord. Am prins două role, îmi dau seama dacă prindeam patru ce se întâmpla, dar așa cum ai văzut, n-am prins. Dar ar fi fost tare. Hmm. 0,50 de bani am luat chiar și încă 1,50. Hai că nu e rău. Dar poate mai prind o specială și poate... Bine, probabilitatea cred că sunt mică. Sunt simbolul surpriză. Îți place repede? Este Remus cu această întrebare, vă dați seama, nu? Nu vreau să-l blochez. Eu nu cred că există vreo femeie care îi place să faci tu ceva repede sau oricine altcineva repede. Că tu poți doar așa, asta poate fi o altă discuție și ne pare rău pentru tine. Dar nu e recomandat. Poți prinde multe wilduri când apar cu semnul întrebării și vei avea mai multe rotiri gratuite. Ah, ok. Hai să vedem. DMX, poate îmi porți și mie noroc. Poate l-ai ales tu bine. Că dacă nici tu nu le știi la cât te joci... Atunci cine? Atunci cine, da. Era o melodie când eram noi mici. Dacă nu e... Da. Fiz. Era Fiz. Fiz, cred, Fiz. Da. Nu știu când era melodia asta. Da. Wild și patru inimioare. Mi-a dat un leu la patru inimioare. Este... Revist. Un Wild. Da, mai vreau și eu o de-aia ca să văd ce zice de DMX aici. Păsările astea nu-mi dau nimic, nu-mi dau nimic. Maimuțe, tot felul de test. Nu, sunt plăți de câte 0,25 de lei. Ce forță am pornit noi cum jucam cu 5 lei. Ce vremuri, bă, băiatule, cu două ore. Da. Altă treabă. A pierit zâmbetul, mi-a pierit, a rămas așa, am înscris. Schimbăm pe Merlin ăla ca să vedem cum ești acolo, ce mai tu? Păi da, dar am scălat 50 de lei, nu? Să pierdem ultimii bani la Merlin. Am luat 2 lei acum. Mi-a dat semne de întrebare. A plătit ceva? N-a plătit nimic, doar că s-a terminat autospin. Te-ai speriat când s-a oprit așa, da. Te gândeai că ia mult să calculeze ce ne dă azi, a fost un fel de... Mamă, ce număr ăsta! De obicei sunt un băiat norocos la păcănele și cu dragostea cum stai DMX. Că-s curios dacă se aplică sau nu treaba aia, când ai noroc la... În dragoste ai noroc la bani și la joc. Nu de alta, dar... A, de fapt, am văzut cam cum stai cu banii, că ai ieșit pe 28.000 în plus. Eu vreau să spun că n-am noroc la păcănele, se pare. Stai că am niște dati, poate mă contrazici.
am luat 50 de bani. A venit să susțină spusele mele, dar nici cu dragostea nu stau mai bine, știi? Mai am să bată Real Sociedad și am câștigat 4.100 de lei. Cine e? Real Sociedad e o echipă de fotbal. Stai că am spate. Ia, am linie de dăștia. Big win. Stai că a făcut ceva. Mi-a dat papagal de aia, linie. Îți simt pumnii să bată Real Sociedad. Big win înseamnă 40 de lei, dar să știi că este big win, că aproape ne-a dublat câți bani avem. Cine a întrebat? L-a întrebat cineva câți ani are? Are 37 de ani de mic, eu am 35. M-a întrebat tu dacă ai fost în dragoste. Te-ai răspuns? Sunt însurat, am doi copii, băiat și o fată, o soție superbă, blondă ca tine. Să străiască atât copiii și să te bucuri de soție. Deci, el e opusul meu, cum ar veni, știi? Are noroc și la păcănele și în dragoste. Poate chemăm pe aici într-o zi ca să pare să țină mâna. Poate, da, dacă vii măcar să bate și noi Cuba, poate să ia ceva și mai, la mine. Mai dăm spin, știi? Da. Nu ne-am bătut Cuba. Vii să facem cunoștință și după aia dăm, nu mai joc cu autoplay, dau eu. Da, e 0-0, măcar 1-0, mulțumesc. Bănuiesc că ai pus 1. N-ai luat și tu 1X, că altfel ai fi fost în cărți și cu 0-0. Am luat ceva. Nu cu specială, mă. Da, și eu aș vrea să mai văd una, să mai dau pe floare, să mai fac ceva. Vreau să simți că interacționezi cu el, știi? Mă, da, tu știi că mie nu mi-a mai răspuns Corina? Ui. Am luat un... Am mai și speriat că am văzut doi wilds de ăștia, dar nu. Știi, lași ochii în jos o secundă și te surprinde. Dar nu. Am înțeles că femeile sunt bune doar după 21 seara, ziua e bătaie de cap, zici ce am auzit de pe la bărbați însurați. Cred că ai fost mințit de cineva ca să nu te simți prost că n-ai una. Femeie, mă refer. Vezi, Molly, mă fac să fiu răuță. Da, dar m-a scos Manchester United, a ce? Mă întrebat dacă am avut ceva. Mai dă un wild ăla, n-a dat, mă, dar eram aproape. Urăsc, încerc să nu mai folosesc această expresie cu eram aproape, repet, întotdeauna suntem aproape. Că mai avem 30 de lei de jucat la... Dacă nu ne mutăm pe Merlin. Până, da, până ne mutăm pe Merlin. Ui? Nu, nu te entuziasma prea tare. Nimic, nimic, nici măcar de alea, dar uite, a dat o linie. Un leu 50 este o linie. De 5. Combinație fatală. 5 de-astea, un leu 50. 0,25. Of, Remus, e rău dacă... Da? De tot dacă îți plac caprele. Ui, fiecare preferințele nu ce să acum zice. Acum da, unora le plac femeile, altora... Bine, zoofilia nu o descurajăm, să știți. Nu e ok. Acolo cât poate să fie consimțământ, știi? Exact, nu cred că are vreo șansă capra să-și ofere consimțământ în acest act. Și atunci eu l-aș încadra direct la viul animal. Mai dă unu! N-a dat? N-a dat, evident! Bă, băiatule, ce bă! Mizerie. M-a așezat un pic.
Poate de asta nu bine. Da, două. Hai să mai fumez un de ăsta, că mai am... Ah, stai că trebuie să opresc treaba asta cu... Așa că am făcut 50 de lei. Gata. Asta a fost ultima mână, am luat 0,25 de bani, continuăm. Sunt pe minus 12 milioane, ne-a anunțat pe repede Andratic să nu vedeți cât am pierdut. Și a zis Merlin, nu? Da. Mai avem 50 de lei pentru Merlin. Avem 50 de mâini și ori, ori. Trebuie să fie ori ăla bun. Avem 2 de Merlin. Merlin Magic Mirror și Rise of Merlin. Poate ne ajutați. Foarte greu. Iulian, să știi că eu te înțeleg perfect. Nici eu n-am noroc exact ca tine. Nici la bărbați, nici la păcănel. Al doilea. Aha, ok, ăsta cu moșul. Fac picioarele în ea. E, nu, asta nu e cazul. Adică, bănuiesc că știi și tu că viața este întotdeauna surprinzătoare și că este garantat științific că totul se schimbă. Deci inclusiv situația în care nu ai noroc se schimbă. La un moment dat, mai devreme sau mai târziu, lucrurile iau alt făgaș. Așa merge. Totul se schimbă. Trebuie să știi asta. Uite, DMX mi-a zis mai bine încerc Book of Deads. Păi, da, cu ce bani? Bine zis, cu ce bani? Dă-mi un mesaj în privat, îți las Revolutul, faci și tu un pusit de bine, un cadou de Moș Nicolae și mă mai joc și eu. Măcar de 200 de lei Book of Dead. No money available. Gata, am terminat banii, dar n-am înțeles cum. Cred că pe 50 sau? Nu, am jucat coin value 1 leu. Ai jucat pe 10 lei, cred. Am jucat pe 10 lei? Minunat. Mai da. Am 9 lei. Păi, mai puțin nu merge. Uite, coin nu pot să dau mai puțin. Cred că e din stânga. A, ok. Dacă păi... dădeai acum ceva pe 10 lei, era... A, cum era? Da, betul tot 10 rămâne. Ce dracu să mai modific... Doamne, ce urât am vorbit, n-am ce să mai modific, mai am 9 lei în cont, așa că pot să mai dau 2 mâini. Ia. Nu cred. Pe cât pariez eu acum? Păi nici eu nu știu, pe cât pariez? Pe un leu? Ok, mai am 10 mâini, mai am 7 mâini. Bet e un subcoin, este de la un leu acum pe un leu. Gata, am înțeles, gata, mă ajutați, vă mulțumesc. Trebuie să fac extragerea și să plâng în pernă. Păi da, pe 10 lei mâna. Am dat. Ce să mai... Am zis să închei așa cum am început. La început am vrut să dau pe 5 lei și am dat pe 50 de lei sau cum am făcut. Noroc că atunci am câștigat. Da, mai dă-mă și tu o daia măcar așa să mai mă joc 5 mii. Nu vrei. Da. Gata, you have insufficient pounds to play the current. Am mai ales și eu zic cum e. Gata, suntem bine. Hai să dăm... Dacă ne vom întâlni la un live viitor, poate îți voi purta noroc. Doamne ajută. Iulian spune treaba asta. Haideți să fac totuși ultima extragere. Eu am pierdut, dar voi încă puteți câștiga. Dar cât de frumoasă ești, nu înțeleg cum de n-ai noroc în dragoste. Să știi că și eu mă întreb foarte des chestia asta. Mai ales când îmi este foarte frică să dorm singură noaptea și nu găsesc efectiv pe nimeni care se îndure. Am găsit aseară pe cineva, dar se întâmplă rar. Deci, intrăm pe slot calendar aici, avem deja introdus numărul, dar vă mai arătăm o dată. Avem până la... trebuie să trag ăsta, iarăși, da. Hai că am învățat. Unde, ca să vedeți ce fac, că pare că nu fac nimic, dar eu fac. Că greu mouse, nu vrea în sus. Ce nu vrei, mă? Păi... eu. Trebuie să țină companie. Asta se referă. A, da, de ce o, nu vrea? Ai dat pe altceva. Ia dă-mi voi, mi-o uite, spune. Gata, am reușit. Plata, perfect. Da, am făcut treaba asta, ok. Mi-acoperă jumătate de față. Aia este. Vedeți că sunt până la 458, dar hai totuși să derulez mai înapoi. Mi-a toată fața. Cam atât trebuie să vedeți. E ok acum. Așa. Așa. Am băgat pe random org, imediat mă întorc să văd și ce ați scris, să știți. Și avem, de la 1 la 448, mă, erau 458?
Trebuie să fii pe... 458, ok. Schimbăm. 458. Și avem... 318. La 318 avem... Imediat, 322, 19, 18. Bengosu. Bengosu? Bengosu. Am mai câștigat toată Bengosu? Da, da, da. Minunat. E ok să poți să ai mai mult premiu. Nu mai să mergi la aceea seară. Mulțumesc mult, DMX. Așa, și mai avem de extras încă un câștigător. 433. Ne ducem înapoi în jos și avem ultimul câștigător din această seară. De ce nu mă înscriu la... Ionuț 22. Felicitări! A făcut treabă bună. Cine a făcut treabă bună? Nu, cu siguranță nu. Poate că e... Dar cine, despre cine vorbesc? Stai că nu ies încă. Vă spun la revedere după ce aflu la cine se referă Remus că a făcut treabă bună. Dacă mai ești aici, Remus, am două fumuri din țigara asta și aștept răspunsul tău. Remus. Să nu rămân curioasă. Remus, să împărtășești cu noi? Asta te treabă și Viorel aici, de pe margine. Of, Doamne! Nu cred că vrea să împărtășească. Pe treaba lui. Vorbește singur, Lore. Acum m-a lăsat pe mine să vorbesc singură, el, pe treaba lui. Dar măcar am mai învățat la anumite jocuri să mă uit mai atent la pariu. Astă seară am învățat ceva. Am pierdut 1000 de lei, dar am învățat ceva. În fiecare zi învățăm ceva nou, nu? Da. Acum sperăm că într-o altă zi vom și câștiga ceva. Da, într-o altă zi, Doamne ajută, eu încă mai sper ca decembrie ăsta să fie unul frumos, să compenseze un pic lunile mele trecute. Și... Da, să-și facă treaba legea compensației, că prea am avut perioade proaste, să se remedieze situația. Cred că ne revedem, când ne revedem, probabil marți sau miercuri, nu? Că am făcut. Că da. Da. Ne revedem marți sau miercuri. Dacă vreți să mă urmăriți și pe mine, o să și anunț data viitoare. V-a lăsat mai devreme Instagramul meu și acolo o să fac și un story data viitoare când intrăm live. O să vă anunț și poate vă face plăcere să fiți iarăși alături de mine, să vedeți cum, Doamne ajută, nu mai pierd. Deci trebuie să câștigăm, nu mai ține. Da. Facem mătăni înainte de ceva. Da, mai aprindem niște ce lumânări, cam nouă. Dar da, mai aprindem niște lumânări, mai... Uite, s-au aprins luminile, ai văzut? Singure. Da, chiar am văzut mai devreme. Sunt pe timer. Că mi-au consumat la baterii. Deci vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine și ne revedem cu drag și Doamne ajută și cu noroc marți sau miercuri. Vă pup, seară frumoasă. Hai că nu